Petra s-a născut cu o vedere de 5%, 5%, adică lumină și umbră, pe scurt. Nevoia de a fi văzut în societate este mai mare decât nevoia de a vedea? Despre nevoia de a vedea, eu, sincer, nu știu ce să spun, pentru că eu nu o simt. Pentru că, la ora actuală, nu există un tratament medical care să îmi redea vederea. Nu este punctul central al vieții mele. Nu doar vindecarea aceasta medicală este ceea ce urmăresc, ci vindecarea prin a trăi frumos în viața de zi cu zi. Care crezi că e problema generației tale, Petra? Sunt așa acopleșiți de muncă facturi, rate, casă, copii, dorința de a fi undeva mai sus, de a avea mai mult. Simt că e atât de copleșitor încât foarte multă lume este epuizată, simt o oboseală și o supărare. Îi simți în pragul burnout -ului? Da, da, îi simt. Ce înseamnă pentru tine un om frumos? Înseamnă un om care nu e foarte recalcitrant și nervos și supărat prea des. Și mie îmi spune rogodnicul meu, eu sunt doar Petra, nu sunt Petra cu dizabilități. De cât timp sunteți împreună? De trei ani. Care au fost cele mai mari obstacole ale tale până acum? Căderile sunt și astea fizice și astea emoționale. Ai avut parte de bullying? Sigur că da. Simțindu-mă exclusă, obstacolele fizice, cum ar fi trotinetele lăsate în mijlocul trotuarului. Știi câte accidente am avut eu? De la rotinete sau tale din astea sărite. Un, odată am căzut și într-un șantier. Odată mi-a rupt bastonul cineva. Am avut vânătăi care au ținut săptămâni. Dar se spune că o femeie are de două ori mai multe de dovedit pentru a primi un job sau o recunoaștere decât un bărbat. Dar mm. o femeie cu dizabilități... De 20 de ori mai multe. Drumul ăsta m-a făcut independentă, drumul eroului. Peste 10 ani îmi doresc să fiu, de ce nu poate undeva în diplomație. Cum va fi ziua în care vei fi mireasă, Petra? Fac nuta în Grecia, pe plajă, cu puțini oameni. Crezi că Dumnezeu bate sau Dumnezeu te ajută sau. Nu, Dumnezeu te învață, niciodată nu te bate. Pentru că are încredere în tine. Și cu această credință, care înseamnă tot, se învinge și frica și neîncrederea în timp. Și cu un pic de răbdare răbdarea ca, ca, zahăr pudră, așa. Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne purcari din 1827. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Pe invitata mea de astăzi e foarte probabil în ultimele săptămâni să o fi văzut pe rețelele sociale, cred că, și nu exagerez, e unul dintre lucrurile bune, sănătoase, care s-au întâmplat pe TikTok, Instagram, YouTube în, în ultimele săptămâni. E o poveste tare faină. Și e un om pe care îl cunosc de cel puțin 10 ani de, de zile, din vremea în când făceam emisiune la TV și am avut-o invitată în calitate ei de atunci de concurentă la X Factor. Astea sunt vremuri memoriale. Ceea ce contează este, este prezentul. Uh, Le-am spus tuturor prietenilor mei că o să o am invitată pe Petra Pintelei la, uh, la emisiune, și. A, a trebuit doar să spun. Știți, aia virală de pe TikTok în, în ultimele săptămâni, și. A, da, 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 da am văzut-o. Ce minunat! Chiar mă gândeam să zic să o chem. Bine ai venit, Petra! La faim și simplu. Bun găsit și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur foarte mult că sunt aici și că iată ne regăsim. Petra este un om cu care o să facem astăzi un episod despre, despre simțuri, despre misiune în viață, despre cum să nu ne plângem toată ziua și să luăm ceea ce ne-a fost dat și să încercăm să obținem maximum din, din asta de ce nu? Da? <laughs> Într-adevăr, eu cred că trebuie să facem tot ceea ce putem ca să ne ducem mai departe misiunea și misiunea fiecăruia este, de fapt, să facă diferența. Și de aceea am aflu și eu aici, poate să fac, nu neapărat să fac diferența în lume, dar un mic aport să-l aduc asupra lumii în care trăiesc. Acum ze, acum 10 ani, când ne-am ne văzut, uh, era în jur de 20 de ani și aveai deja o lege europeană care sporta numele împotriva discriminării nevăzătorilor. Da. Uh, Petra s-a născut cu uh, o vedere de 5, 5%. Adică lumină și umbră, pe, pe scurt, într-adevăr, și am, am avut atunci ocazia să ajung în Parlamentul European și să vorbesc despre persoanele nevăzătoare, în special, dar nu numai nevăzătoare, persoanele cu dizabilități care călătoresc alături de asistență vie. Asta înseamnă câini ghizi sau câini asistenți pentru alte dizabilități. Iar acești căței trebuiau recunoscuți nu ca animal de companie, ci ca asistent, ca, dacă doriți, un instrument viu care să ajute o persoană cu dizabilități în demersurile sale, și astfel să nu li se interzică accesul în diverse locuri publice, de la transport până la magazine și alte locuri în care, în mod tipic, Prezența unui câine de companie ar fi interzisă. Dar asta. de atunci s-au mai întâmplat foarte multe în ceea ce privește, să zicem, activitatea mea în domeniul disabilității. Uh -huh. da, da, Cert este că asta e legea care îi care poartă numele pe 3 și, înainte să intrăm în ce ai făcut în ultimii 10 ani, vă spun că ea merge în fiecare zi la muncă pentru că ceea ce și-a dorit din totdeauna este să fie o persoană independentă și este o persoană independentă, se trezește și face rutina de dimineață, merge cu metroul la Ministerul Muncii unde lucrează la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Întrebare. Astăzi a fost una dintre cele mai urâte zile de mers la muncă. Pe lângă faptul că era și luni, astăzi când, film, <laughs> când filmăm, toată noaptea a fost furtună în București, da. ploua îngrozitor, tot Bucureștiul era inundat. Spune te rog frumos, am auzit la radio când am ajuns mii de oameni care se plângeau, Doamne, e groaznic în trafic, nu se poate ieși într-o zi ca asta din, din casă. Cum ai ajuns tu la muncă pe ploaia asta zdravă, într-un București inundat, o persoană nevăzătoare? Vai, deci acesta este un lucru cu care mă confrunt des. Ploaia și minsoarea și canicula nu-mi sunt, nu sunt necunoscute, din contră fac parte și ele din rutina mea. Astăzi am mers cu umbrela, m-am mai intersectat cu niște colegi, nu m-am udat foarte tare pentru că m-am ferit, dar într-adevăr și eu mă plâng când plouă, nu sunt, nu sunt, așa un supererou care niciodată nu se plânge, dar ce să faci? Stau și mă gândesc că altfel nu ai cum să ajungi, nu aveam cum să merg altfel și atunci am zis, da, fie ce-o fi și dacă mă mai ud un pic mă usuc și Asta este și vedem mai departe. Să sperăm că vine soarele și uite că a venit. E adevărat. Până la da. ora la care tragem noi podcastul, adică și acum simt după ce că a ieșit e soare, da. Petra de la muncă, a ieșit soarele deasupra Bucureștiului. Pentru că s-a terminat ziua de muncă, știi? S-a bucurat și soarele că s-a terminat lunea. Da. Spuneai la un moment dat că viața te-a ales pe tine să ai o misiune. Care simți că este misiunea ta, Petra? În primul rând, am așa două misiuni. Una care mă vizează ca persoană, strict pe mine, ceea ce sunt eu, adică independența, alegerea unui loc de muncă și a unei vieți personale trăite în mod independent, fără să depind întotdeauna de ajutorul unei persoane, mă rog, pe cât se poate, bineînțeles că de ajutor întotdeauna va fi nevoie și îl voi solicita. Dar aceasta este partea personală, faptul că am un loc de muncă, faptul că îmi duc viața de zi cu zi la fel ca oricare altă persoană. Aceasta este prima parte a misiunii pe care, până acum, mulțumesc lui Dumnezeu, am, am adus-o la un punct în care îmi place și în care mă bucur de ea. Și a doua parte a misiunii mele este să ajut și alte persoane cu dizabilități. Mult spus să ajut. Dar să fiu acolo pentru, pentru sprijinul lor prin asociația, mica mea asociație. Cum se numește? Se numește Starlight Petra. Am înființat-o când eram cam du imediat după ce am terminat liceul. Am înființat-o pentru a încuraja educația inclusivă. În, în principala persoanelor cu dizabilități vizuale, dar nu numai, uh, am constatat că așa, fa, așa se fac toate proiectele, când constați o nevoie. Dar am constatat nevoia aceasta a persoanelor cu dizabilități de a fi mai văzute în societate și de a nu fi stigmatizate. În două categorii masive, avem două mari categorii, și anume persoana cu dizabilități, caz social. Pe care toată lumea, când o vede, își dorește să o ajute, că este o persoană neajutorată și plină de nevoi și de probleme, sau persoana cu dizabilități supererou, care nu are voie să greșească niciodată, uh -huh. care trebuie să fie strict exemplul, modelul acela uh, incredibil la care nici nu poți să te gândești să ajungi și uh, aspirația întregii lumi. Dar, persoana cu dizabilități trebuie să fie ceea ce își dorește el, ea sau în funcție de genul cu care se identifică. Și atunci, acest lucru, în primul rând, îl dobândim prin educație. Și prin educație mă refer la incluziune în toate sistemele educaționale și în tot ceea ce își alege persoana să facă, pentru că nu îi poți forța cariera persoanei cu dizabilități. Nu-i poți forța alegerile. Persoana trebuie să poată să aleagă ceea ce își dorește, fie că-și dorește sau nu să urmeze studii universitare superioare sau o școală post anume nume sau că își dorește o viață strict de familie, de nu știu, mai mult de a grădinării, de a sta pe lângă casă. Uh -huh. Persoana cu dizabilități trebuie să fie respectată în demnitatea ei, în funcție de ceea ce alege să facă. Iar acest lucru îl facem doar atunci când vorbim despre educație, adică educăm persoanele fără dizabilități sau care nu fac parte dintr-o categorie a diversității, să înțeleagă faptul că nu sunt atât de mari diferențele dintre noi, și asta o facem când aducem copii împreună, să se cunoască, studenți împreună, persoane cu interese comune din cât mai multe categorii ale diversității împreună. Și cam acest lucru l-am făcut printr-un mic proiect pe care noi l-am demarat chiar anul trecut l-am încheiat, vocea noastră contează, în care am făcut posibil să se cunoască între ei copii din diverse școli, de masă, dar și speciale, să lege prietenii. Unul dintre motourile mele este că Prietenia dintre copii va distruge multe bariere hmm. și da, pentru că știi, copiii sunt, deși sunt dezinvolți, ei nu judecă, ei vor să cunoască și vor să înțeleagă anumite fenomene și astfel se pot, se pot depăși bariere cu cât sunt expuși de mici sau de adolescenți chiar, mai multor categorii de diversitate cu atât se vor încet, încet se vor elimina prejudecățile, preconcepțiile, teama, de ce nu? Pentru că și persoanele fără dizabilități se tem uneori să nu facă ceva greșit, să nu spună ceva ce nu trebuie, nu? Adică nu e totul ceva negativ, este și o teamă la mijloc și trebuie să o eliminăm. Și uh, acum vom demara în toamnă un proiect uh, prin care încercăm să vorbim despre bullying în școli și în școli speciale și în școli de masă, și vom vorbi despre acest fenomen prin artă și stârnirea emoțiilor tinerilor și adolescenților, prin muzică, prin teatru, prin lucruri care să, să atingă partea aceasta și emoțională, și apoi să atingem partea intelectuală. Petra, dar da. vreau să te întreb. Ceva, da. crezi că, nu știu, cea mai mare nevoie a persoanelor atât cu dizabilități cât și a persoanelor tipice, cea mai mare nevoie sau nevoia de a fi văzut în societate este mai mare decât nevoia de a vedea? Despre nevoia de a vedea, eu sincer nu știu ce să spun pentru că eu nu o simt. Uh, mai, am mai fost întrebată dacă mi-aș dori să-mi recapăt vederea și am spus că, având în, ve având în vedere, iată, pentru că <laughs> <laughs> da, pentru că la ora actuală nu există un tratament medical care să îmi redea vederea, nu am căutat foarte mult. Momentan sunt lucruri experimentale și dacă va fi vreodată ceva sigur, atunci voi decide. Însă nu este punctul central al vieții mele, și atunci, probabil, și pentru alte persoane cu dizabilități vizuale sau cu alte dizabilități, nu doar vindecarea aceasta medicală este ceea ce urmăresc, ci vindecarea prin, trăi, prin a trăi frumos în viața de zi cu zi. Iar nevoia de a fi văzut, o, avem, o am și eu, adică eu simt nevoia să-mi exprim. Personalitatea, să arăt ceva, să transmit un mesaj. Sigur că încerc întotdeauna să nu o las să-mi acapareze toată viața și să stau în fiecare zi să mă gândesc oare sunt astăzi apreciată, dar e un sentiment uman de care n-am fost nici eu privată. <laughs> Însă, m-a ajutat puțin totuși faptul că nu mă ghidez după aceste principii vizuale despre care am înțeles că uh, sunt uh, foarte uh, așa importante în viața multor persoane, felul în care arăți, felul în care te prezinți în mod vizual. Cresc și de că aceea asta mă... poate fi un avantaj? Și pun o întrebare nedreaptă, pentru că mm. nu-i corect să întreb eu o... Cineva care nu zărește decât lumini și umbre, crezi că e un dezavantaj să judecăm oamenii la prima vedere? Acum, eu ce am învățat de la mama care mi-a dat această educație este totuși faptul că o persoană care apreciază și felul în care arată, fără, fără să fie o persoană neapărat vanitoasă sau concentrată numai pe. Felul în care se prezintă fizic, dar o persoană care este curată și elegantă și uh, care arată respectabil, este și o persoană care se respectă și care îl respectă mm. și pe cel din jurul lui. Acum, și aici sunt aparențe și pot fi multe judecăți, dar uh, eu încerc să. Încerc să mai întreb chiar și eu cum arată o persoană cu care vorbesc, dacă mi-o poți descrie, dacă poți să-mi spui cum, nu știu, cum este îmbrăcată sau dacă e înaltă, dacă e scundă. Eu sunt pur și simplu curioasă, dar n-am -am judecat niciodată din aspectul fizic, pentru că tot nu mi-l pot imagina cu acuratețe, și atunci am judecat adesea din tonul vocii. Și de foarte multe ori m-am înșelat. Am greșit, am pus etichetă. Mi s-a părut că o persoană este nepoliticoasă pentru că așa am avut impresia că tonul vocii nu a fost unul adecvat sau unul mm -hmm. care mi-ar plăcea. Dar am judecat adesea greșit și sigur că mi-am cerut iertare și mi-a părut rău. Ce înseamnă pentru tine un om frumos? Înseamnă un om am să spun și ceva subiectiv, înseamnă un om care nu e foarte recalcitrant și nervos și supărat prea des. Un om care are puțin simț al umorului, pentru că și mie îmi place să râd, să mai spun câte o glumă, să zâmbesc. Și un om așa cu care pot să, cu care simt că e ușor să vorbesc. Asta înseamnă pentru mine un om frumos. Și un om care face lucruri pe care și le dorește fără să fără să se forțeze, fără să fie ceva forțat. Astfel. Iubitul tău este un om frumos? Bănuiesc. <laughs> tu ce crezi? <laughs> Altfel nu, nu ar mai fi fost o, o relație, dar da, este o persoană foarte frumoasă. De cât timp sunteți sunteți împreună? De trei ani. Da, trei ani. El e... Nu este o persoană cu dizabilități, nu. Uh -huh. Și adesea m-am întrebat foarte multă lume, și e o întrebare comună între noi persoanele cu și fără dizabilități. Dacă partenerul sau partenera de viață are sau nu o dizabilitate. Răspunsul meu adesea la această întrebare a fost: uh, care este relevanța acestei întrebări? <laughs> uh, niciodată nu am. Uite, o altă judecată a mea, poate și eu judec greșit, nu am înțeles. De ce, oamenii, de ce pe oamenii interesează dacă partenerul unei persoane cu dizabilități este sau nu la rândul său o astfel de persoană? Poate ca să întrebe și cum vă descurcați dacă este sau și cum acceptă sau nu știu, niciodată nu mi-am dat seama de unde vine această curiozitate, dar întotdeauna, da, din punct de vedere personal mi s-a părut puțin irelevantă întrebarea. Dar înțeleg că sunt curiozități, și pentru că eu, după cum am zis, mă acces foarte mult pe educație, încerc să fiu cât mai deschisă pe cât se poate cu, cu acest lucru. Și nu, nu m-ar fi deranjat să fiu cu o persoană într-o relație cu o persoană cu dizabilități. Important este să, să mă înțeleg bine cu acea persoană. Mai departe, nu am calculat. N-a fost ceva calculat sau premeditat sau vreun criteriu. Pe de altă așa. parte, pentru că o să vreau să vorbim imediat despre felul în care ai fost tu crescută mm -hmm. și despre persoana, apropo de nevoia fiecăruia dintre noi de a fi văzut, despre persoana care te-a văzut cu adevărat pentru prima oară în viața ta, adică, adică mama ta. Dar până acolo... Mm -hmm. Aș fi vrut să vorbesc despre relația asta pentru că eu cred că majoritatea persoanelor cu dizabilități au reale dificultăți în a crea relații, și nu datorită faptul că, faptului mm -hmm. că ar fi niște persoane închise, ci datorită prejudecăților da. persoanelor tipice. Uh, da, aici vreau să-ți spun două lucruri. În primul rând, Asta e un pic pe lângă, dar ai să vezi cum, cum ajung tot la subiectul discutat. În ultimul timp, eu am și foarte mulți prieteni și cunoștințe care nu au dizabilități. Eu nu sunt strict uh, legată doar de comunitatea aceasta de care aparțin și observ că le este tot mai greu persoanelor din jurul meu să-și găsească un partener respectiv o parteneră. Sunt niște standarde acum extrem de înalte la care nu se ridică potențialii pretendenți, ca să zic așa asta. Eu nu sunt expert nici în statistică, nici în uh, psihoterapie, ca să pot să-mi dau seama de ce. Dar așa, ca, ca simplu observator uh, în jurul meu, observ că e un fenomen din ce în ce mai, uh, nu știu, mai mare. Toată lumea este foarte a devenit extrem de pretențioasă și poate un lucru bun, nu, nu spun că e, de ce se întâmplă așa, poate un lucru bun să ai standarde înalte, dar foarte multe persoane sunt singure uh, din cauza acestor standarde. Pe de altă parte, în ceea ce privește dizabilitatea și persoanele fără dizabilități cam într-adevăr sunt speriate ce o să fac deci am auzit des întrebarea ce o să fac eu cu, cu o persoană care nu vede sau care nu poate să meargă. Dar pe de altă parte, sunt anumite persoane care văd dincolo de dizabilitate și zic nici nu mai, de exemplu și mie îmi spune uh, rogodnicul meu că nu mă consideră. Uneori nici nu se gândește la eu sunt doar Petra, nu sunt Petra cu dizabilități. Ceea ce Înseamnă foarte mult pentru mine și uh, și pentru persoanele pe care le mai cunosc și sunt în asemenea relații. Și multe persoane cu dizabilități își caută și și ei la rândul lor relații în grupul celor cu dizabilități. Pentru că tu înainte de a fi într o relație cu iubitul logodnicul tău, tu ești într o relație sănătoasă cu tine. Și cred că Până la urmă, cuvântul de aur pe care l-ai pronunțat până acum face parte din prima ta misiune, aceea de a fi o persoană independentă. Și atunci când ești o persoană independentă și nu depinzi de altcineva, mm -hmm. poți să dezvolți o relație sănătoasă, inclusiv de cuplu. Așa este, într-adevăr, pentru că nimeni nu poate să intervină și să controleze această relație, dar asta sigur că e o discuție în care se aplică și tipicilor. De ce să se aplice doar persoanelor cu dizabilități, nu? Pentru, asta, pentru ei spuneam lucruri. Exact, ăsta. Că, că independența nu înseamnă doar accesibilizare pentru cei care nu pot să meargă sau cei care nu văd, înseamnă luarea deciziilor, exact. nu, să le luăm noi pentru noi. Și acum într adevăr și mulțumită din nou educației pe care am primit-o, pot să fiu fericită în relația pe care mi-am ales-o și în viața de zi cu zi pe care o trăiesc. Dar, în afară de educație, uh -huh. ce crezi că te face, și aici nu vorbim de dizabilități sau nu, uh -huh. vorbim despre noi toți? Da. Ce te face un om independent în afară de educație? Eu sunt o persoană care îi plac foarte mult experiențele, și prin experiențe mă refer la a merge în cât mai multe medii, a cunoaște cât mai mulți oameni, cât mai multe culturi, cât mai multe stiluri de viață și a alege dacă vreau să fiu, să semăn cu acești oameni sau cu alții, care mi sunt reperele, modelele, cam cu cine aș vrea să semăn și atunci când îmi construiesc un, un model, să zicem, și vreau să mă apropii de idealul pe care mi-l formez, nu e unul singur așa pe, pe, toată viața sau unul singur după care mă ghidez, dar cum să, cum să zic așa să fie mai, mai simplu, Asta e independența, când alegi cam cum ai vrea tu să fii. Și. Pui și în practică asta. Pui și în practică pe cât se poate. Bineînțeles că dacă vrei să fii ca un astronaut, dar tu nu ai studiat. <laughs> nimic despre spațiul cosmic, nu ai cum, dar poți să fii un astronaut în alt mod. Adică să nu știu, să mergi cât mai sus în gândire, să ajungi dincolo de capătul Universului, dacă îți dorește asta cu, cu gândul și cu sufletul. Poți să adaptezi. Și eu asta fac, adaptez cam ce îmi place din jur pe cât se poate la stilul meu de viață. Și asta iar e independență, că nu-mi spune altcineva. Petra, tu trebuie să vorbești așa sau să te prezinți așa sau să spui uh, cuvintele următoare. Nu. A, că sigur că întotdeauna și independența, apropo, face uh, un alt obiect al independenței este și că mă consult cu cei care îmi sunt apropiați, am persoane apropiate care, pe care îi consider mentori și adesea mă consult și știu să primesc și un ondru mare de exemplu, mama, că ziceam că vom vorbi despre ea, este un mentor extraordinar pe care o întreb. Dar asta nu înseamnă că îmi spune, nu îmi spune ca o comandă sau ca o regulă. Poate să-mi dea niște sfaturi pe care să le discutăm împreună. Și asta iar e o, o, o formă a independenței: să știi să și ceri îndrumarea și să cauți călăuza. Și să o urmezi atâta timp cât consideri că trebuie să iei o decizie. Dacă n-ai simțit tu că ești independentă? Sau de când m-am sentim... angajat să știi? Da? da. Faptul că, practic, faptul că am început să merg la un loc de muncă, mai ales că. Noi avem o problemă la nivel național cu locurile de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Faptul că am luat un salariu la început mic, fie el și micuț așa, dar era salariul meu. Știu că sună așa copilăros, dar faptul că mi s-au dat responsabilități care păreau la început grele, mi era greu așa să înțeleg ce am de făcut și cum trebuie să lucrez și cum să relaționez cu oamenii, asta a fost pentru mine independență. Sigur că și înainte am participat până să mă angajez, că și ca să mă angajez a fost. Un concurs, bănuiesc. Dar până la concurs am avut experiențe de muncă, făcând multe internshipuri, voluntariate, chiar și la minister, în cadrul autorității în care lucrez, am făcut câteva luni înainte de voluntariat. Înainte de asta, am făcut voluntariat la o fundație, am făcut în timpul universității un internship chiar la o firmă de publicitate în care am învățat anumite lucruri. Adică știind că va trebui să mă integrez în câmpul muncii și nu că în câmpul muncii, nu o spun așa, muncitorește, dar tot așa, ca să am uh, niște decizii ale mele, ca să am uh, din ce trăi, ca să pot să construiesc ceva, pentru că trebuie să începe de undeva ca să construiești, cel puțin la mine așa a fost, pentru că nu aveam altă, altă alternativă. A trebuit să merg și pe drumul ăsta al căutării prin, uh, prin proiecte, voluntariate, stagii de practică, uh, și acestea fiind lungi, fiind uh, complicate, uh, și apoi fiind vorba despre un concurs la care știam că trebuie să mă pregătesc învățând legislație și uh, cum trebuie să dai un concurs la o instituție a statului. Și acest. Drumul ăsta m-a făcut independentă, drumul eroului, știi, că și în basme, uh, Harapalb alb și prâslea și toți eroii cu care creștem, de fapt, uite cum e viața asta ca o poveste, că uh, trebuie să plecăm de acasă și să căutăm uh, în pădurea fermecată ceva și să aducem înapoi și să... De fapt, nu primul da. salariu te face independent, ci toată salariu. călătoria exact. până acolo, și când simți da. că e un, e un lucru pe care l-ai câștigat, l-ai puterile... luat pe. Exact. Nu știu. Da, nu a fost ceva dăruit sau. Vinism, exact, exact. Și drumul ăsta, să, să mai. Și încă o, o revelație pe care am avut-o. După primul salariu, ghici ce nu s-a terminat, drumul este constant și încă merge. Și mai mergem în pădure să căutăm <gri> comoara prinților și a zânelor și ne întoarcem și ar primim o misiune. Deci, Care-i călătoria? Da. care e eroina ta preferată? Eroina mea preferată, vai. Citești foarte mult -am... și o să vorbim și despre, despre cărți. Da. Asculți audio, audiobook-uri, da, da, vorbești șase foarte limbi mult. străine. Dar aș vrea să îmi spui care e eroina ta preferată, că până acum mi l-ai spus pe Prâslea. Da, uite, o să-ți spun din, din stăpânul inelelor, regina elfilor Galadriel din pădure, mm. pentru că ea a fost testată de puterea inelului, cred că foarte pe scurt așa inelul crea și dependență, adică dependența noastră de putere, de a fi văzuți, uite cum, exact. așa, cum vorbeam noi de ce înseamnă să, să vrei să fii văzut și apreciat și acest inel, toți cei care îl, îl, îl țineau sau îl primeau pentru o perioadă aveau o dependență de a fi în prezența lui și el trebuia distrus tocmai ca să ca să, să fie distrusă dorința asta a răului, a puterii, a, a materialismului. Și această regină, fiind un elf foarte puternic, a fost și atestată de, de forța inelului și a învins-o. Și sper ca acesta să fie și drumul meu, să, să nu neapărat să învin, că nu vreau tot timpul să lupt, să trăiesc cu să trăiesc frumos cu tot ceea ce sunt și cu tot ceea ce mi se dă și cu toate provocările. Ești minunată, Petra. Mă uitam acum, sigur, e greu să nu te uiți în ochii albaștri ai, ai Petrei, dar mă uitam la pandandivul tău. Ai un... copacul vieții, da. Ai un copac. Da, este copacul vieții. Deci totul e un simbol. Pentru mine. Crezi mult... în puterea asta a simbolurilor? Da, cred. Multe lucruri sunt simbolice și pentru mine și tot ceea ce se întâmplă așa în fiecare zi. Câteodată mă întâlnesc cu o persoană cunoscută întâmplător pe la metrou, fără să ne fi dat întâlnire sau sau cu o persoană la care m-am gândit. Mă... Îți vine să crezi, cred că ți se a întâmplat și ție, Mihai, te gândești la cineva și. Peste o oră sau peste o zi, pur și simplu ți-apare în cale. Cum? Cum s-a întâmplat asta? Cum Dacă explici nu e ceva. Inexplicabil. Cum explici? Dacă nu e un simbol sau un semn, sau ceva, poate noi nu putem să înțelegem și să exprimăm în cuvinte din astea umane sau în limbajul acesta fix, mm -hmm. ce se întâmplă, dar important este să ne bucurăm, nu? de experiență, și eu mă bucur când se întâmplă aceste lucruri. Și port copacul vieții, dar îl port aproape de inima. Așa. Ce e pentru tine copacul vieții? Copacul vieții înseamnă tot așa drumul. Drumul, pentru că este viață, este ceea ce trăiesc în fiecare zi. Și ceea ce trăiesc în fiecare zi e drumul continuu către a-mi îndeplini misiunile, cele două despre care. Vorbeam la, la început. Știi că noi vorbim foarte mult despre călătorie, despre drumul vieții și mult timp eu mi-am imaginat că această călătorie este pe un plan orizontal și mergem și mai ajungem la o intersecție și ne mai întâlnim cu oameni și ne despărțim de alții pentru o vreme, de alții pentru totdeauna, până la întâlnirea cu Horia Roman Patapievici, care poate chiar asta e metafora copacului vieții, mi explica despre faptul că pe lângă călătoria noastră în orizontal, noi avem de a ne înălța, avem o călătorie pe verticală și că de fapt aia e adevărata călătorie. Adevăratul sens al omului este acela de a se ridica, de a se înălța. Probabil că da. <laughs> Sigur că Horia Roman Patapievici este în sine o, o comoară a înălțimii și a înțelepciunii. Eu încerc de asemenea să, să merg cât mai sus, să mă înalț cât se poate, dar sunt multe provocări, sunt multe obstacole și... Care au fost cele mai mari obstacole ale tale până acum? Pentru mine, pe lângă obstacolele fizice... Cum ar fi trotinetele lăsate în mijlocul trotuarului. Dragi, dragi privitori, vă mulțumesc că ați vizionat acel mic video și vă mulțumesc că n-ați mai lăsat trotinete în mijlocul trotuarului. Chiar sunt recunoscătoare. Știi că așa? Un... mă deranjează și pe mine. Da, și mama că... mi-a spus. Zice, băi, și eu m-am lovit în ele. Dar, dar eu, știi câte căzături... Deci, astea sunt, vorbim de obstacole, dar întâi, întâi obstacole le iau pe astea fizice, da, palpabile. Uh -huh. Știi câte accidente am avut eu? De la trotinete sau uh, piatră cubică uh, din astea dale, din astea uh, sărite. Uh, un, odată am căzut și într-un uh, șantier ne-a uh, neacoperit ne la margine. Pe scări, când oamenii s-au mai împins. Bine, nu, nu critic sau, dar. Cum e important cum să avem atenție. Asta? Păi cum să se întâmple? Este aglomerație, și oamenii pur și simplu se împing unii în alții. Noi mergem, am observat că mergem așa, ca niște sandvișuri. Nu ne dăm seama foarte bine și oamenii nu respectă un sens de mers ca la, știi, chiar ca la mașini, să fie să meargă dintr-un sens într-o parte și să vină pe cealaltă parte în alt sens. Eu așa simt lucrurile care trebuie să păi, fie. Nu, asta e o lege Dar de civilizație. Nu se Mergi întâmplă, pe dreapta și Nu vii... se întâmplă tot timpul și ne-am mai împiedicat. S-au lovit, lovit alții în bastonul meu, că eu merg cu un baston alb care mă ajută să mă orientez. Și alți oameni s-au împiedicat și chiar m-am speriat pentru o persoană, că zic, nu e vorba că v-ați intersectat de mine, dar o să cădeți dumneavoastră pe scară dacă nu, dacă nu aveți grijă cum mergeți, că te împiedici. Și eu am în continuare semnele de bună purtare, da? deci copilul interior încă trăiește, am picioarele pline, pline de tabloașe și mama îmi spune, mai ai tablouri? Adică tot felul de vânătăi, lovituri, julituri pentru că întotdeauna se mai întâmplă câte un accident. Astea sunt obstacolele fizice. Da, aș vrea să mai rămânem da. puțin la, la ele. Deci, trotin... te-ai împiedicat de trotinetele astea aruncate. Da, m-am împiedicat fără și am, căzut, fel de am căzut peste ele. <laughs> Cred că de peste 10 ori mi s-a întâmplat, deci împiedicându mă mergeam cu. Deci, nici eu nu-mi dau seama să descriu. Deci, cum se întâmpla, mergeam mă împiedicam și mă duceam cu ea cu tot în față, peste trotinetă și mă loveam și în asfalt și în trotinetă. Te ajută oamenii în București când cazi? Da, da, mă ajută, mă ajută. Oamenii sunt destul de... Chiar și ei spuneau, uite, cine a lăsat trotineta asta, doamne, ferește și... Uh, odată, doamne, de ce mi-amintesc, odată mi-a rupt bastonul cineva, că fără... Și, deci, N nici eu, nici până acum nu-mi dau seama cum s-a întâmplat. Deci eram la unirii la Metro pe o scară, și persoana, exact cum vorbeam de sensul de mers, a venit din cumva din partea opusă, s-a izbit în mine. Și bastonul meu fiind dintr-un. Uh, eu testez acum și un baston cu vibrații fiind dintr-un material mai sensibil, s-a îndoit cu totul și s-a rupt. Cât costă un astfel de baston? momentan testez un produs care se va lansa și încă nu s-a stabilit prețul dar un baston în general costă destul de mult câteva mii de lei, mai ales dacă e unul performant cu vibrație și așa și el vibrează la? la obstacole când te apropii de ceva în funcție de obiectul de care te apropii vibrează <laughs> sau scoate un sunet, depinde cum ți-l setezi și unele funcționează și cu ajutorul GPS-ului. Petra, tu ai schimbat o lege mm -hmm. europeană la 20 de ani. Eu cred că ar fi timpul ca la 30 de ani, <laughs> măcar o lege de asta a bunului simț urban să o schimbăm și eu cred că da, asta ar fi foarte bun pentru primăria Să facem o campanie. A capitalei. Da. Știu că se discută interzicerea trotinetelor electrice, dar poate nu asta, dar măcar. Niște amenzi foarte mari, da, da. dacă nu pentru utilizatori, pentru operatorii. Eu nu am nimic cu trotinetele, eu nu le-am considerat un, nu știu, un mijloc de transport care ar trebui sau nu să fie prin București. Nu, eu și când am, am făcut un filmuleț, că tot a fost această perioada mea de TikTok, așa, în filmuleț chiar i-am rugat pe utilizatori, nu, nu să spun de ce mergeți cu. nu am nimic împotrivă. Doar să nu fie trotinetele obstacol. Și aș vrea așa o mică, să facem o mică campanie, obstacole în pericol. Adică să punem noi în pericol obstacolele, să le semnalăm, să vorbim despre ele. Și obstacolul poate fi factorul uman, da, oamenii care merg cu neatenți pe stradă, mașinile când sunt parcate pe unde nu trebuie, câte oglinzi retrovizoare n-am luat în... în retrovizoare se numesc, nu? Cele din, din, din latera la mașinii. Uh -huh. Câte oglinzi n-am luat eu în, în față și în corp, da, așa, mergând după ele. Oglinzile mașinii, retrovizoare. Așa, spunem, oglinzile mașinii, da. Deci sunt șoferi care nici măcar nu... Adică bănesc că te văd, că ești semnalizat, că ai un baston. Da, dar uneori nu. Nu mai nu nu ai văd. timp să vezi în București chiar dacă se mai ai întâmplă. To tot simțul și văzului. bine, eu sunt și un, un, o persoană care într-adevăr și eu mă aventurez puțin, adică mai umblu așa poate ar trebui să Păi ești independentă Sunt independentă, dar trebuie să am și eu grijă adică nu e doar responsabilitatea altora și, și noi persoanele cu dizabilități trebuie să avem grijă cum mergem, pe unde mergem eu merg pe drumurile pe care le știu nu mă aventurez prea mult pe necunoscut. Tu de acasă până la muncă sau până la metrou îți numeri pașii? Da. Număr pașii și am un metronom cu care număr exact cât cu precizie pașii pe care îi fac. Dar iar dacă e prea aglomerat nu se calibrează cu același număr de pași. Deci depinde și de, depinde și de factorul uman, dar cu aproximație cu metronom și cu un GPS care îți spune care îmi spune unde să mă duc, să fac la dreapta, să merg în față, dar bine, uh -huh. drumul către muncă l-am învățat, nu? Și, da, și foarte des mă intersectez cu colegi, cu nu merg chiar peste tot, sunt întotdeauna chiar așa singură, că este totuși periculos. Dar care este un drum uh -huh. recent unde simți că, nu știu, pe care l-ai făcut pentru prima oară și care ți-a ți plăcut? Un drum recent pe care l-am făcut pentru prima oară. Singură, n -am, n -am, nu prea am mai făcut niciun recent, dar îmi place zona, um, zona casei unde stau, unde am și cățelu, pe unde plimb cățelu a cunosc drumul și îmi place că sunt străduțe așa și nu sunt multe mașini de case. De acolo. Da, e o zonă exact, e o zonă cu case și sunt străduțe din astea cu case vechi dacă știi la ce mă refer și se simte așa un parfum de, de nu știu, case din astea ale, ale boierilor, ale, aristocrației. Și asta e din București? Da, îmi place să mă plimb așa cu cu cățelul, cu bastonul, așa încet am un câine de companie, nu un câine ghid. E un... Serios? Da. E Bishon Cushitsu. E un simpatic. Îl cheamă Hachi. Cât Hachi, Hachi Lannister, de fapt, da. Deci are aproape 10 ani. De unde l-ai botezat? <laughs> Din Game of Thrones. Evident. <laughs> și Hachi înseamnă, uh, H înseamnă soare, o mantra soarelui și ce este energie. Deci el este energia solară. E uh -huh. un luminos și e și un Lannister, ca să nu fie doar să aibă și partea asta războinică. Și el este un fioros, așa, dacă-l auzi lătrând de la distanță, te speri. <laughs> e uh -huh. din asta micuț. Da, semnificația da. numelui tău, bine, ar trebui să o întreb pe mama, uh, vine de la Sfântul Petre? Da, Sfântul vine Petru? și de la Sfântul Petru și de la cetatea Petra din Iordania. Înseamnă și piatră, deci iată puterea uh -huh. pietrei. Și mama îmi spune câteodată și de când eram mai mică așa, mai spune My Precious Stone. Și asta e frumos. Piatra mea prețioasă, prețioasă. Piatra mea prețioasă, da. Hai să ne întoarcem la obstacole da, și după și aceea sper da. să ajungem și la mama. Ajungem, sigur. <laughs> să vorbim și despre obstacolele nu um, care nu sunt fizice. Nevăzute. Nevăzute. Un obstacol este relaționarea cu oamenii din jur. Și eu am zile în care nu sunt prea drăguță, nu prea vreau să comunic, nu prea, nu prea vreau poate nici să muncesc și trebuie să relaționez cu cei din jur. Și obstacolul este exact cum ai zis, lupta cu mine. Adică lupta, mă rog, drumul. Pe care îl parcurg alături de mine um, și uh, un alt obstacol este cel al adaptării, pentru că eu m-am adaptat din mers la muncă. Al relaționării cu comunitatea persoanelor cu dizabilități, mulți care vor să, să facă ceva cu în viața lor să fie tot așa independenți. Nu neapărat că sunt eu marele exemplu, dar sunt mulți care și-ar dori și mă întreabă ce să fac ca să mă angajez, vreau și eu să muncesc. Deci am primit foarte multe întrebări, mai ales după ce s-a întâmplat pe internet, mulți m-au întrebat da, unde aș putea eu să muncesc și mi-am dat seama că este o altă nevoie identificată și că ar trebui ca după cum am spus și la început, persoanele cu dizabilități să fie cine își doresc și să lucreze unde își doresc și să nu fie doar caz social sau supererou. Și acest obstacol îl putem depăși mai mulți fiind împreună și pe mine mă, mă doare puțin când nu aș putea doar eu să ajut o persoană să se angajeze. Și este un obstacol al stigmei, da, al temerii și al stigmei, și din partea uh, angajatorilor și din partea persoanelor cu dizabilități care se tem poate de nou și de schimbare. Și cred că nu doar o entitate poate să facă ceva în uh, învingerea acestei bariere. Eu cred că trebuie să ne unim mai mulți, atât statul care nu face nimic, dar face și el ce poate, cât și ONG-urile și persoanele cu dizabilități și familiile, și susținerea acestor persoane să-și identifice propriile nevoi și să-și adapteze locul de muncă și independența așa cum își doresc, pentru că nu trebuie să facă toată lumea ce a făcut, nu știu, un anumit exemplu. Nu trebuie să fim toți ca acel om, trebuie să fim fiecare cum ne dorim. Și obstacolul nevăzut e această barieră, această prejudecată. Cum îl ajutăm, cine să se angajeze, cum să-l angajăm. Și mă confrunt cu acest obstacol și pentru, pentru ceilalți pe care îi simt aproape și pe care aș vrea să îi îndrum mai bine. Dar crezi că foarte mulți angajatori din România angajează persoane cu dizabilități doar pentru că au anumite scutiri? Taxe Din și contră, impozite. mulți chiar preferă să plătească aceste taxe și impozite. Doar este ca mult... să nu ai da. de face cu persoane cu dizabilități. Da, pentru că este greu să angajezi în sensul în care uh, adaptarea, acomodarea rezonabilă la locul de muncă, adică adaptarea, nu înseamnă doar să achiziționezi tehnologie și să spui pe tine, ca nevăzător, sau pe tine, ca nu știu, persoană cu altă dizabilitate, am aflat eu că asta te ajută. Poftim. Și acum la treabă. Angajatorul trebuie să înțeleagă că o persoană cu dizabilități are nevoie în primul rând de puțin timp să se adapteze, să și înțeleagă sarcinile. Poate nu va fi din prima la fel de productiv, poate are nevoie de un program adaptat și este nevoie de mai multă răbdare. Pe de altă parte, și noi cei cu dizabilități Trebuie să fim deschiși la comunicare. Mulți sunt, poate, se supără repede mm. și înțelegem de ce, pentru că este greu să, să te adaptezi și atunci devin, poate, mult mai vocali sau mai supărați și nu înțeleg nici ei că uh, trebuie să ne cunoaștem mai bine și să dureze, poate, un pic mai mult și să avem și noi răbdare și să aibă și ei răbdare. Dar răbdarea e. Iubire, e așa de greu să ai răbdă că nici eu nu am și câte dată vreau mai mult și de ce n-am ajuns nu știu unde încă și de ce nu De ce nu s-a întâmplat încă ceva spectaculos sau da, e și asta e o provocare foarte mare. Vreau să te întreb, apropo de nici da. eu n-am ajuns unde îmi doream încă mm. ce vis ai la 10 ani? Să fi la 20 de ani, și ce visai la 20 de ani să fii la 30 de ani. Două secunde. La 10 ani, eu, eu am fost un copil, deși mi-a plăcut, mi plăcut să învăț foarte mult, dar nu aveam. Nu am, nu am fost un copil atât de matur. Alți copii știau din prima ce vor să facă. Eu la 10 ani nu știam că o să am și 20 de ani și da, nu mă gândea că am, am, mai avut din astea. Vreau să mă fac regină și prințesă când am să fiu mare. Era și la 10 ani. Păi și nu e în minunat. Treaba asta, da. Dar nu aveam o copilărie o... unde să visez da, să fii o prințesă? Da, dar nu aveam o meserie. Am mai zis odată doctor, polițist, așa că mai mult pentru că ziceau și ceilalți, dar mm -hmm. nu știam ce înseamnă să fii doctor polițist sau <l> așa. Uh, profesor, parcă odată am vrut să mă fac și. A, nu voiam să mă fac profesor, voiam să mă fac doamnă, pentru că na, doamna, știi, apelativul doamna și ziceam, voiam să fiu și eu doamna și să corectez și să dau note la lucrări. Dar uh, nu știam, uh, nu știam că voi avea și 20 de ani. Asta la 10 ani. La 20 de ani. Singurul lucru pe care știam că mi-l doresc, și care iată s-a plinit, știam că vreau să am o mică organizație și să fac ceva în, în, în ceea ce privește integrarea persoanelor cu dizabilități, fie și știam că vreau să fac ceva care să uh, vizeze și domeniul educațional. Dar, așa, ca, din nou, nici la 20 de ani nu eram structurată în ceea ce privește alegerea unei cariere sau ce înseamnă, uh -huh. uh, nu știu, să vreau să fiu da, uh, da coordonator sau... Adică la 20 nu. de ani deja vorbise în Parlamentul European, erai... Da, dar nu aveam, tot nu aveam o structură. Ok, acum deci, simți că ai da. o structură? Acum da, simt că am o Și structură. Și pentru atunci când peste 10 ani ne vom reamintit de podcastul ăsta. Așa, vezi că o să te caut, că eu țin minte foarte multe lucruri și ai promis, da? Deci peste 10 ani te caut, am și numărul tău. <laughs> să ți-l schimbi între timp ca să nu te stocăresc. Doamne fește. Așa, peste 10 ani vreau să vreau să susțin cât mai multe proiecte de angajare asistată, să văd cât mai multe persoane cu dizabilități că aleg ceea ce doresc, nu ceea ce se impune, ca o viață independentă și eu îmi doresc să fiu poate poate prin alt minister, poate undeva în, nu știu acum, poate e prea înalt să îmi doresc asta, dar de ce nu poate undeva în diplomație sau Tu având un master în diplomație Am un master, da, în tehnici diplomatice la facultatea de istorie și poate Și două poate, facultăți poate. înainte Da, și poate, poate acum... Două facultăți făcute în paralel Da, în paralel <laughs> nu le-am le decalat prea mult, că am zis, să, am zis să mă apuc repede de ceva care să ducă să ducă undeva Uite, să nu stau. Asta e o altă curiozitate da. să nu să nu crezi că e vreo judecat. Mm -hmm. se spune că o femeie are de două ori mai multe de dovedit pentru a primi un job sau o recunoaștere decât un bărbat dar o femeie cu dizabilități. De 20 de ori mai multe. Are de muncit de 20 de ori mai da, mult. Da. Și ca constant. Să dovedească faptul că merită un loc, da. o recunoaștere. față și, de un bărbat, nu? Da. Și uh, plus de asta, încă și eu simt și față de băieții cu dizabilități, sincer. Încă simt o mică inferioritate. Ei parcă, totuși, au. Nu toți, sigur că, deci vorbesc la modul strict, ce-am mai simțit eu așa, prin, în jurul meu, nu, nu particularizăm, da? Dar mulți, parcă tot, nu știu, alta e atitudinea, alta e... Parcă toți sunt primiți mai, cu mai mult entuziasm. Așa am simțit. Acum nu am studiat, știu că sunt studii despre și acum chiar se, se lucrează foarte mult la diversitate în domeniul muncii. Eu am fost și ambasador al Cartei Diversității. Carta Europeană a Diversității a reprezentat un conglomerat de companii care încearcă să implementeze angajarea persoanelor din cât mai multe categorii și una dintre temele acestei carte pe care semnatarii și-o asumă este să egaleze numărul de femei în funcții de conducere și cu salarii egale și cu drepturi egale la locul de muncă. Și am auzit că, da, într-adevăr, acesta este un fenomen, deși la mine, la muncă, sunt preponderent femei colege, am mai puțin colegi bărbați decât femei, dar în funcțiile de conducere, într-adevăr, domnii cam domină, și, ca femeie cu dizabilități, chiar și în cercul meu de băieți cu dizabilități, parcă tot ei reușesc mai multe decât uh -huh. noi, fetele. Acum, sigur că fiecare persoană are poveste diferită și așa, dar, dar da. pe ansamblu este ceva, este un fenomen și acest În, în societatea asta, încă patriarhală, uh -huh. crezi că dacă ar fi mai multe femei? În administrație, în guvern, în parlament, cred că societatea ar avea mai multă empatie față de persoane cu dizabilități? Și am să-ți dau un, mm -hmm. un exemplu. O să prezint anul acesta gala atipic Beauty, mm -hmm. uh, da. făcută de Magda, Magda da. Coman, în care persoanele cu dizabilități devin modele. Da, Nu da. doar în societate, ci da, de fashion, defilează, da? Da. defilează pe, pe, podium. pe podium. Și am făcut o ședință foto cu Magda mm -hmm. într-un studio undeva în centrul vechi al Bucureștiului la etajul 5, într-un bloc interbelic unde nu există nimic accesorizat, gen mm -hmm. rampă pentru Magda fiind într-un cărucior da, cu, da, da, da. cu rotile. Și a trebuit să o luăm pe Magda, să o da. cărăm scară cu scară până la, până la mm -hmm. parter. Și îmi spunea că în foarte multe blocuri, chiar cele noi, da. nou construite, aceste rampe pentru persoane cu dizabilități, de fapt, se fac pentru mămicile care, uh, care duc cărucioare sau mm -hmm. pentru oamenii care pleacă în concediu să-și care valizele, nu pentru persoanele cu dizabilități. Mm. -hmm. Da, pentru că și rampa are niște tehnicalități. Nu știu acum să le să le spun eu pentru că sunt niște uh, niște parametri din ăștia de inginerie, de construcție. Uh, ea este legiferată. Uh, deci construcția rampei este legiferată, chiar în 448 în legea care definește protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Dar uneori, într-adevăr, am, am auzit și eu că nu sunt respectate uh, cerințele stipulate în lege pentru construcția acestei rampe. Și este, este o problemă, mai ales pentru persoanele utilizatoare de fotoliu rulant. Pentru că, da, pentru ele trebuie să fie. Poate episodul ăsta mm -mm. e. Un pic mai incomod decât se, se aștepta lumea. Am, am văzut reacțiile mm -hmm. la, la discursurile tale. Doamne, Petra, cum, cum vorbește, eu mă plâng de toate lucrurile și Petra care vede 5%, adică lumini și umbre, nu se plânge de nimic. Da, e motivațional, dar pe de altă parte, cred că episodul ăsta ia, ar trebui să, și eu. Ne, să ne și trezească. Adică sunt o grămadă de lucruri de la trotinete pe stradă de la faptul că nu există rampe, nici măcar da. în clădirile nou construite. Nu mai vorbesc de instituțiile uh, publice. Da, nici în instituții, nu instituțiile, și nu numai că rampe, dar și pentru mine ca nevăzător, da, când mă duc în câte o clădire Veche, acum nu știu cum că sunt, este și iar o chestie de legislație pe clădirile de patrimoniu uh -huh. care nu, teoretic nu ai voie să le schimbi structura. Da. Dar totuși, mă gândesc că atunci poate adaptăm altfel, adică nu știu, să iasă o persoană jos sau să, să vorbească cu noi care vizităm instituțiile statului, pentru că mie mi este frică de coborâți scări. am o. Am această uh, problemă de mobilitate și uh, eu am și mici probleme de coordonare neuromotorie câteodată, pentru că neavând simțul vizual încât să stimuleze uh, coordonarea neuromotorie, mai am scăpări. Și când e vorba de scări din astea în, în spirală, îmi e atât de frică să le cobor. Hai că l-a urcat, parcă e mai sigur. Dar la coborâre îmi tremură picioarele de frică și câteodată alte accidente. Și s-a întâmplat am... să, 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 să cazi? Cum să nu? Păi eu am... De ce am avut la accidente? Ce spuneam de tablouri, am căzut și pe scări. Și tot așa, am foarte multe într -o, semne, într -o lovituri. într-o clădire istorică sau... Da, am căzut și într-o clădire istorică. Chiar... Era cineva cu tine? Da, era, dar mi-a fost foarte frică de scară și tocmai din frică și din cauza fricii, a temerii de, de scară nu am fost atentă, pentru că știi că atunci când frica te cuprinde, nu mai gândești mm -hmm. rațional. Exact. Și am avut un moment din ăsta de panică și era, ce să fac acum? Vai, cum o să cobori scara asta? Vai, da o să ratez, o să ratez, o să ratez, o să ratez scara. Mai și s-a întâmplat. Da. și m-am dus cu totul și zic că, dar știi ce am zis după ce am după ce am căzut? În gândul meu a fost ceva de genul bun S-a întâmplat, acum pot să, mă, pot să mă calmez Că ce a trebuit să se întâmple S-a întâmplat Gata, am, am luat căzătura S-a terminat și cu asta Dar da am, Câte, am pățit Cât, da. cât de rău te-ai lovit cel mai rău? La o căzătură. Adică a fost nevoie de intervenție a, Medicală? stai să mă gândesc, stai un pic să mă gândesc că am dat și cu am mai dat și cu capul <laughs> din câte mi-amintesc nu, nu, n-am avut cusături sau dar am avut am avut vânătăi din astea foarte care au ținut săptămâni și a fost nevoie tot timpul de gheață, de un analgezic am avut, da, și la picior am avut întorse, da stai că am avut, și întorse la picioare, și tot felul de semne care, pe care le mai am și acum. Și, și a, vreau să mai zic o, un lucru legat de asta: cu cât cazi mai mult și te lovești mai mult, cu atât se vindecă din ce în ce mai greu. Adică, dacă mă lovesc deja de două ori în același loc. Durează mult mai mult a doua oară și a treia oară și a patra oară până se vindecă și câteodată stau câteva săptămâni cu o, da, cam vreo lună jumate știu că am stat cu o vânătaie și m-a tot durut și am tot resimțit-o așa și cu disconfort. Dar mai iarăși nu vorbesc despre tine sau despre da. persoanele cu dizabilități, crezi că da. independența asta în viață, care mie mi se pare esențială și cred că poate să fie un fir al poveștii noastre de astăzi, Petra. Crezi că independența asta în viață se câștigă căzând, ridicându-te, căzând din nou? Da. Nu, altfel nu, nu se poate. Uh, și căderile sunt și astea fizice și astea emoționale, că și eu am tot avut momente de deznădejde, de m-am tot gândit, oare fac bine acum în alegerea asta sau n-ar trebui să-mi schimb și eu locul de muncă sau n-ar trebui să fac altceva la, funda la asociația, nu e chiar fundație, asociație, că suntem patru fondatori, mm. <laughs> eu tot pe partea tehnică, <laughs> n-ar trebui să fac și altceva, să am un proiect mai mare, să aduc mai multe granturi, să, de ce nu particip în și mai multe, la și mai multe lucruri, am avut acel de multe ori acel complex FOMO, dacă îl cunoști, da, deci teama de a nu rămâne în urmă, teama de a nu pierde fi de a nu pierde cel. mersul odată cu generația, odată cu cei care fac lucruri, cei care sunt activi. Și astea au fost mari căderi pentru că și noi persoanele cu dizabilități, adică și eu și mulți, poate, poate e greșit că vorbesc și numele altora, dar emoțional m-am dezvoltat mai greu. Vorbesc mai bine în numele meu, e mai sigur așa. Chiar dacă m-am dezvoltat pe partea intelectuală, că învățam repede și limbi străine și eram bună la școală, pe partea asta emoțională și de relaționare și de a uh, merge în mai multe medii și de a mă adapta, uh, încă. Ce să spun? Încă cu 2-3 ani încă mă simt în urmă, sincer. Tot simt da? că nu... Da? Încă mă simt puțin în urmă. Adică nu te simți nu mă matură emo simt... emoțional? Nu. nu. Și simt că uneori nu gestionez bine emoțiile și... Și de, de unde da. crezi că vine asta? Tot din dorința asta mare de independență, de a face cât mai multe și de a fi cât mai cât mai eroină în viața mea, uh -huh. adesea nu știu nici eu ce să fac și pe unde să o apuc. Și nu simt că nu câteodată nu știu cum să vorbesc, cum să pun problema, de exemplu, într-un, să zicem, într-un conflict, sau și mă închid în mine, că nu știu ce să mai spun. Nu vin cuvintele, nu, noi acum vorbim așa, o să zici, dar cum, Petra, nu-ți vin cuvintele că ai vorbit aici, de mi-ai făcut capul calendar. Pentru că noi suntem. Chiar ne știm de multe, simt ca pe un prieten, avem o mulțumesc. discuție frumoasă, e un mediu plăcut și sigur. Nu e nimic conflictual aici? Da, și suntem în siguranță, dar într-un mediu în care lucrurile merg repede și e un conflict, și așa mă pierd. Te închizi? Și mă închid în mine, Te da. Retragi și mă retrag, și da și rumeg acolo. Toate emoțiile se macină. Da, în și maci și nu găsesc soluție și după aia mă supăr că n-am găsit și Și tu ai vrea să fii da. o persoană care în cazul unui conflict să spună aș vrea sincer, să pot, da. Nu sunt, da, fără... nu conflictul, nu, nu certăreață, nu să fiu certăreață sau conflictuală Cresc sau că mai să mai sănătos așa. Cred că aș, a, aș vrea să am, mai de, mai, să am aceste cuvinte cum le am așa adesea venind de undeva de sus, parcă într-un podcast sau în, când facem ceva frumos. Aș vrea să pot să reacționez așa și când știu că trebuie să spun ceva și că trebuie să spun ceva bun și frumos, nu cu ceartă, nu cu ură, nu cu conflict dar nu pot reacționa nu. și simt că asta e, încă nu sunt atât de matură emoțional încât să fac față. Vrei să te puțin? Te rog! Pentru că mi se pare că iar pui foarte multă presiune pe tine. un episod făcut luna trecută cu doamna profesor, doctor Lavinia Burlogeanu, profesor la psihologie aici în, în București, hmm. care spunea că ea n-a întâlnit în practica ei clinică niciun pacient sănătos emoțional sau psihic. Am liniștit. Mulțumesc, doamna, doamna psiholog, doamna doctor, nu știu cum ne adresăm. Și dacă vrei un exemplu că... și mai apropiat, să știi că nici eu nu știu să negociez conflictele. Și eu mă retrag de foarte multe ori, prefer să tac, crezând că așa Sting, sting conflictul sau poate uneori da, ridic tonul prea sus. Mm -hmm. Numai că mi îmi pare rău după, adică regret că de ce n-am spus da și eu și mie. ce trebuia, că nu neapărat că de ce nu m-am certat sau de ce, de ce n-am spus că trebuia să spun și dacă spuneam poate se schimba ceva și stau așa câteva zile și tot mă gândesc. Dar care a fost cea mai în acești 30 de ani de viață, da? Da. Care a fost cea mai întunecată Zona a psihicului în care te-a dus viața. Să vedem. Au fost vreo. Uh, au fost câteva. Nu a fost una cea mai întunecată, dar hai să hai să le luăm. Uh, trecerea dintr-un sistem educațional în altul, de la o școală specială la un liceu de masă. Pentru mine a fost de mare impact pentru că atunci mi-am dorit să fiu independentă, pentru că simțeam că toată lumea este și eu nu sunt. Mm -hmm. Nu eram foarte familiarizată cu o clasă de 30 de elevi, pentru că eu am fost într-o clasă de 10, în care toți profesorii ne luau pe fiecare, pe nevoi, pe așa personalizat, și aici era așa, adaptează-te din mers. Și la început șocul, deci deși am fost sprijinită de profesori, șocul a fost foarte mare pentru mine și am avut așa exact o perioadă din asta de închidere totală emoțională, așa mă simțeam, nu știu, goală așa de nu, nu știam ce, ce trebuie să simt, ce pot să simt, cum pot să simt. Asta a fost una și tot așa adaptarea a ajutat. Și, și... E... Te ajută în cazul ăsta relațiile, te ajută familia, te ajută în primul să rând, faci prieteni. familia și pur și simplu expunerea. De exact cum expunerea, pentru că în fiecare zi trebuia să merg acolo la liceu și să mă expun colegilor, profesorilor, materiei. Și mama m-a încurajat, bineînțeles că mi-a spus, trebuie să faci aceste lucruri pentru că tu ți-ai dorit un liceu de masă, un liceu bilingv. Hai să mergem, nu contează, zi de zi mergem la școală, nu contează, nu vorbim prea mult despre alte lucruri, mergem. Și treptat, prin expunere, s-au deschis iar și emoțiile. Au rămas un pic în urmă, dar s-au deschis. Când ai trecut de la o școală specială, Da. la un liceu, de ce masă. liceu ai terminat? Uh, Colegiul Național Bilingv, George Coșbuc. Uh, cu... Ai terminat Coșbuc, da. unul dintre cele mai bune colegi din București, dacă ne luăm după. Statistică. Știu, statistică, da. medii de admitere și așa mai departe. Ai avut parte de bullying? Sigur că da. Acum, nu sigur că nu vreau să vorbesc pe nimeni de nimic, deci, dragi colegi, vă iubesc, dragi foști colegi. bullying nu reprezintă doar ceea ce vedem pe față, adică atunci când un copil e rău cu altul și îi fură mâncarea sau banii sau îi spune lucruri jignitoare. Sigur că și asta, din păcate, se întâmplă în foarte multe școli și licee și e dureros pentru că chiar dacă sunt adolescenți, tot copiii sunt și, nu știu, copiii reprezintă totuși puritate și inocență și sperăm să deschidem cât mai mult și cu proiectele pe care le vom face. Dar eu am simțit bullying-ul cumva simțindu-mă exclusă. Nu a fost în totalitate vina nimănui, a fost o parte mare din vina a fost și a mea, pentru că nici eu nu, nu știam să relaționez și fiind și închisă emoțional la început am fost și refractară. Chiar nu voiam să schimb ceva la mine sau la modul meu de a mm -hmm. mă comporta și eu am simțit asta ca fiind bullying, poate că eram un pic mai exclusă, că nu prea, nu prea vorbeam cu colegii, m-am împrietenit greu, dar da, am trecut și peste asta, eu nu am avut bullying grav așa, am mai avut reticențe poate, adică mai multe întrebări de la unii profesori, oare se poate, oare cum să facem, cum să, cum să adaptăm uh, curicula astfel încât să te poți și tu adapta la rândul tău. Și tu ai simțit asta am pe am simțit o... ca, pe, ca pe o presiune că trebuie să fac mai multe, că trebuie tot mm. timpul să spun, dar mi-am dat seama apoi că era ceva benefic și intențiile erau bune. Și... Dar vorbe din da. partea colegilor pe mine mm. auzi? Nu neapărat colegi de clasă, sigur. Au mai fost, bineînțeles. Au mai fost așa mici răutăți, dar ce să te aștepți? Care te dor cel mai tare? Acum nu mă mai toare niciuna, pentru atunci, că la atunci m-a durut așa, nu și cu Petra, cum? De, când era nu și cu Petra, dacă dacă se făcea ceva. Nu. Și, și nu neapărat vorbe, nu nu, nu știa că am auzit neapărat o vorbă, că nu mi-a zis nimeni cumva anume, dar era era tonul vocii pe care mi se răspundea acel. excluderea. Da. Și ignora, eram câteodată ignorată. Când ziceam ceva, efectiv nu se răspundea. Și asta a durut atunci. Bineînțeles că noi Acum eram copii, că... nu poți să ceri, dar vrem să educăm asta, de asta o să și dar facem din proiecte. Dar cel mai bine că poate a era și frica. A vedea e o dorință pentru tine, dar nevoia cu adevărat e aceea de a fi văzută. Da. Și o nevoie Iată. universală da a tuturor și asta e diferența dintre, dintre dorință și, și, nevoie. Bun. Vorbeam despre momentele în care ai căzut în, în tunericul ăsta. Și să mai zic un moment, bineînțeles, care a fost unul mare pentru noi toți, pandemia. A fost greu. A fost greu și pentru mine și îți spun și de ce, Vai, știu că sunt un pic, o să fiu un pic egoist aici. Dintr-un motiv personal, eu am candidat la o bursă de, de studiu, de muncă în Statele Unite. Acea bursă s-a numit Professional Fellows Program. Te învață să fii organizator comunitar, adică alături de comunitatea de care aparții, să poți influența autoritățile și alte organizații să se alăture în promovarea și schimbarea unor lucruri pe care vrei să le schimbi și a unei cauze. Acest internship presupunea o ședere de câteva săptămâni în Statele Unite în care să lucrezi la o organizație de acolo cu care erai uh, alăturat, căreia erai alăturat, și să înveți ce se, cum, cum se pune în practică organizarea acolo, organizarea comunitară, și să o aduci pe cât se poate, înapoi în România. Uh -huh. Candidasem la această bursă de vreo două, trei ori. Candidatura a candida acolo însemna să faci, să treci prin niște etape, uh, o aplicație, da, o formulare, uh -huh. interviuri, un eseu, lucruri din astea care au durat mult. Și fix în, înainte nu am, uh, nu am fost printre cei uh, selectați ca fiind bursieri. Și fix în anul pandemiei, de fix înainte de pandemie, am aflat că sunt acceptată și că voi pleca și eu în acest, în acest internship. A venit pandemia, bineînțeles s-a închis totul, s-a trecut o parte din internship, s-a făcut online. Și atunci eu am avut o mică dezamăgire că voiam să merg acolo să văd cum, cum este să am experiența acelui loc, nu să fiu printre acei oameni, nu să fac cursuri online, că asta se poate face și în alte ipostaze de aici. Și era treaba asta că tot la muncă o să fiu, nu pot să iau o mică pauză de la muncă să mai fac un pic altceva, și uite că e și virus, și dacă ne și îmbolnăvim, și toată lumea supărată, bine sigur că alte persoane au, mă simt un pic acum vinovată pentru că alții au trecut prin, prin suferințe foarte mari și nici nu, nu pot să spun că acum mi se pare copilăros să Și ai mâncădesc. avut, ai avut o cădere? Și am avut așa o mică deznădejde. Deznădejde. N-am căzut chiar de tot, Doamne ferește, că am tot muncit, am muncit o perioadă de acasă doar vreo două luni, după care m-am întors la locul de muncă, pentru că la noi în instituții au fost, de, au fost în continuare deschise și cu măscuță, cu, se lucra, nici nu mai știu cum, în anumite zile, în anumite ture, să nu ne intersectăm, adică cu măsurile acelea care au fost impuse. Și uite că apoi, după ce a trecut pandemia, cu un an mai târziu am făcut și COVID, și eu și mama, n-am căzut psihic, dar a fost greu și, și COVID-ul. După care s-a deschis totul și am plecat. Și hai să spun, organizația cu care am fost eu alăturată a fost una, de, de, față de alți colegi care au plecat în acest program, la mine s-a schimbat. Inițial trebuia să fie o organizație locală într-un sătuc de nu știu unde, dar apoi așa s-a nimerit că în pandemie s-a găsit o altă organizație care opera în toate statele sau în majoritatea statelor din Statele Unite și am când s-au redeschis drumurile s-a aprobat și plecarea noastră, credeam că o să pierd plecarea, dar am mers acolo și în afară de faptul că am și Vizitat uh, mai multe state americane. Uh, am uh, obținut o experiență extraordinară cu, pe care am adus-o aici și ne-am organizat în, în diferite ateliere, adică am și pus puțin în practică din ceea ce am învățat acolo și de acolo am venit cu ideea de proiect de angajare asistată pe care vreau să-l implementez, pentru că acolo ei au un program în care să te descoperi întâi pe tine ce aptitudine ai, ce abilități ai și ce ți-ai dori să faci și apoi să fie un sistem din ăsta de ca la speed dating, știi, cu angajatorii, să vezi unde ți s-ar potrivi un loc de muncă și uite că experiența, până la urmă, mica dezamăgire de atunci, pălește în fața marii experiențe pe care am trăit-o și iar o lecție de viață, că uite, poate dacă plecam atunci, poate nu aveam bogăția acestei experiențe. Da. Te-aș asculta ore și <laughs> vorbind, ai și tonul ăsta al vocii absolut terapeutic sau cel puțin așa îl percep eu, ești pe frecvența Potrivit atunci când vorbești pentru a liniști cumva. Noapte bună. Nu, 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 pentru a dormi, pentru a știu. liniști. Glumeam așa un pic să mai destindem Și profunzimea. dincolo aceasta. de asta, intr intrând în profunzime, cum spui, uh, cred că o persoană nevăzătoare a spus că e un lucru mai rău decât să fii uh, orb, uh, este să ai vedere, dar să nu ai viziune. Și e foarte mm. fain că tu ai și misiune și viziune. Și aș vrea să ne întoarcem la la povestea ta. La cine da. ți-a dat, uh, cine te-a văzut pentru prima oară. Adică la mama ta. Da. Pentru că mi se pare esențial cum a reușit să crească un om independent. Și dacă asta îi se datorează ei sau pur și simplu puterii tale de a, de a reacționa la un moment dat că cel mai prețios lucru este să-ți câștigi independența ca om. Am să încep prin a spune că pe mama o cheamă Lăcrămioara, e o floare gingașă și frumoasă, e cea mai frumoasă doamnă pe care o cunosc și independența a însemnat pentru ea Faptul că eu va trebui să mă descurc la un moment dat și singură. S-a gândit la acest lucru chiar de când eram eu mică. Și s-a gândit în felul următor: Am mers la spitale, la consultații, și în țară, și în afară, am mers la câteva, am aflat că diagnosticul momentan nu are o vindecare medicală dar a văzut mama că pot să cânt, să vorbesc, să vorbesc în limbi străine, să am conversație, să, să fac anumite lucruri, îmi plăcea, eram însetată de cunoaștere <laughs> și a zis, bun, ce putem să facem, cum putem să fructificăm aceste lucruri pe care deja le avem și m-a încurajat întotdeauna să ies cu copiii la joacă să fiu la școală atentă și să fac diverse lucruri pe lângă școală, gimnastică, medicală pentru postură, sport, not, vioară am făcut, nu sunt un violonist profesionist, dar am făcut și pentru tot așa, pentru a apuca bine, pentru a stimula motricitatea fină, simțul tactil. Multe, multe lucruri din acestea care par a fi terapeutice și uneori jucăușe sau care nu duc la performanță, uh -huh. dar care oferă multe experiențe. Și apoi relaționarea în diverse medii. M-a dus mama la cursuri de spaniolă, de canto, care erau în afara școlii. De ce? Ca să învăț să văd cum sunt și ceilalți copii, fără dizabilități, și la rândul lor și ei să mă cunoască. Și. Apoi m-a încurajat, bineînțeles, să fiu independentă, să aleg ceea ce vreau să fac în viață, să urmez studii, să muncesc, tocmai pentru a stimula aceste talente pe care le-am fructificat din copilărie. Nu, nu să fie doar, bun, învățăm, învățăm, dar ce facem cu ceea ce am învățat? Și nu m-a lăsat mama să. să cum să zic, să pur și simplu să mă las așa în prada fie ce-o fi, să zic cu fie ce-o fi, m-a pus să aleg și a făcut foarte bine, îi mulțumesc pentru asta în fiecare zi. Iar independența se datorează foarte mult sprijinului familiei, dacă ai o familie care să, să impună puțin acest lucru atunci când este cazul, încurajează foarte mult, dar și persoana trebuie să-și dorească și nu doar la modul declarativ, trebuie să fie dispusă să facă efort. Efortul acela despre care noi am vorbit pe tot parcursul podcastului, da, efortul zilnic, efortul constant și care nu se termină niciodată. Asta e, asta e și mai important, nu se termină, trebuie evoluat întotdeauna. Deci e familie plus persoană plus aliați prietenii, ONG-urile, comunitățile. Eu încurajez toate persoanele cu dizabilități încercați să ieșiți cât mai mult. Din, adică să deci, nu, nu vă da, izolați. Nu vă izolați. Că. Ieșiți, mergeți, oriunde vă simțiți, nu, numai în, nu, nu doar în comunitate, și în alte comunități. De ce nu? Întrebare, Petra. Da. Crezi că mult din respingerea asta care e reală, nu zic că nu e reală. Uh -huh. A persoanelor cu dizabilități, mult din respingerea asta e, e și în mintea persoanelor cu dizabilități. Adică, mi-e e frică să ies acolo că cine știe ce o să zică. lumea. Eu pot să spun că da, pentru că și mie mi se întâmplă și acum. Nu doar în școală, nu doar în liceu. Și acum mă gândesc că e ce o să zică și în grupuri. De... Și ce o să zică? nu știu, dar mai contează. Deci într-un grup de prieteni, dacă sunt fata nouă, cu toate pastea care sunt acum, adică am, da, loc de muncă, am studii, am nu știu ce, bun. Când sunt fata nouă într-un grup mai puțin formal, tot mă mai gândesc. Oare ce... Și în realitate chiar așa Oare e? Oare ce zice? Și în realitate așa e. Pentru adică că te simți în continuare nu mai simt, sau nu mai simt inferior. Nu. Nu, dar îmi pun tot timpul întrebarea și am o mică anxietate la început. Și apoi când oamenii mă cunosc că văd omul dincolo de dizabilitate, dacă nu vorbim numai mm. despre, dar mai sunt întrebări și na, oamenii sunt curioși. Dar când trecem de această etapă de hai să facem cunoștință și apoi Petra este și altceva, nu este doar o deficiență. Exact. Mă acomodez cu spațiul, dar e, din nou se întâmplă des. Nu, și persoanele cu dizabilități, vă rog, nu vă încercați pe cât se poate să ieșiți din casă unde doriți. La cafenea, vorbiți pe acolo, faceți vă cât un prieten, la nu știu unde vă place, nu numai în comunit, nu numai la proiecte în comunitate. Deci să, iei, da. să ieși, din comunitatea da. ta de de persoane să fii cu și alături de speciale. comunitate, dar să fii și unde ți dorești. Dacă vrei să fii într-o comunitate de nu știu, oameni care ascultă muzică. Uite, eu am, eu am o mică, eu sunt, eu sunt metalistă și am, am un mic grup. Sunt doi trei oameni care nu au dizabilități cu care ieșim doar la concerte și suntem și prieteni. Ce, ce truc dar îți e plac? Amorphis, Five Finger, Death Punch. Oh, deci ești metal, <laughs> hard metal. Da. Sau heavy Sunt, metal? Pardon. Da, heavy metal. Da, îmi plac trupe mai, mai obscure. De ce? Nu știu. bine, îmi plac și alte genuri. Nu, era în liceu faza în care nu ești metalist, nu ești. nu ești ok. Am <laughs> avut și faza aia, acum m-am am mai maturizat că a trecut timp. <laughs> Dar așa, lăsând la o parte, de ce zic asta, nu doar de concerte sau în funcție de pasiunile pe care le ai sau în funcție de ce vrei tu, într-un grup de sport, nu știu, într-un grup de, nu numai, deci nu numai pe partea de proiect și de să facem ceva și așa, pe partea ta personală. Fă cunoștință cu oameni, vezi cum te acomodezi. La început e greu că și eu încă nu că sunt eu singurul exemplu, eu am prieteni care nu sunt deloc anxioși, eu încă sunt. Eu sunt și în comunitate câteodată anxioasă când zic, mamă, parcă, parcă am avut o perioadă în care am cam dormit și prietenii mei nevăzători sau cu alte uh, deficiențe, uite, au fost mai active, au mers la, nu știu, o manifest, nu știu, un protest sau o, o, a, o, un grup de lucru. Eu da, eram obosită și nu m-am mai dus și la ăla și... <laughs> și mai da. am anxietate câteodată Că n-am făcut destul sau... Tu, tu da. fiind o persoană foarte socială Sociabilă uh, plăcută Sunt de nevoie, și... nevoie nu? Plăcută, și... nu știu <laughs> Da, chiar cre cred că ești o persoană Care se și face plă ușor plăcută Dar e și plăcută Foarte plăcută În, în comunitățile în care mergi Adică mi se pare că umpli Nu doar încăperea Ci și uh, Sufletele oamenilor îmi spuneai că problemele de care te plângi tu sau problemele tale sunt mult mai mici față de problemele generației tale, uh, ale oamenilor care nu sunt speciali. Mm -hmm. care, care crezi că e problema generației tale, Petra? Din ce vezi în comunitățile în care, în care ești? Adică, tinerilor da. aflați în jurul acestei vârste. 30 de ani. Suntem atât de înconjurați de, și uite aici poate e un avantaj și, și deficiența de vedere, suntem atât de înconjurați de vizual prin prin rețelele astea de socializare nu spun că e o problemă, spun doar că e o, e o presiune foarte mare să facem cât mai multe, pentru că toată lumea gătește, călătorește, face de toate în fiecare zi, de șapte ori, de zece ori, se îmbracă frumos, arată perfect. Și asta ne presează foarte mult și să muncim mai mult. Uite, și chiar ce am zis și eu, că simt că tot timpul, dacă am stat o zi, de ce am stat? Dar vreau și să mă odihnesc, dar de ce am stat pe loc? Și această problemă este, se reflectă și în muncă. E foarte mult volum de muncă, și văd foarte multe persoane, simt, le simt epuizate, nu muncesc foarte mult și sunt oameni foarte serioși, dar sunt așa copleșiți de muncă, facturi rate, casă, copii cine are sau dorința de a fi undeva mai sus, de a avea mai mult, de a, de a face mai multe încât nu știu, simt că e atât de copleșitor încât foarte multă lume este epuizată, simt o oboseală și o supărare. Merg cu metrou și îmi place câteodată să ascult ce spun oamenii în jur. Și sunt un mic spion, da, deci dacă mă vedeți prin metrou, dragi prieteni, feriți-vă, nu mai vorbiți. Eu. Da, nu mai vorbiți, că da. vă aud de Petra cât sunteți de supărați. Bun, asta am zis-o ca așa glumeți, dar aud oameni atât de supărați, deci fie se vorbește de obicei despre câte o ceartă, conflict la muncă sau acasă, fie se vorbește la telefon pe un ton din ăsta, unde ești? Dar nu cu alo, ce mai faci? chiar, chiar dacă e ceva, chiar dacă ai de discutat ceva practic, eu tot, dacă mă sună cineva cu care trebuie să mă întâlnesc într-un punct, parcă tot zic alo sau bună sau... Ce faci, ai ajuns? Sau... Încerc să personalizez puțin, dar aud acel unde ai ajuns, dar fără alo, fără nimic. <laughs> Și tonul, tonul, tonul face tot. E atât de, uh, așa, nu știu, supărat, să ajungem repede. Hai odată, să ajungem, să avem treabă, avem de făcut, avem... Și lumea e supărată, asta simt, simt că lumea e supărată. Deci sim, simți lumea mm. și mai cu seamă generația asta a ta de tine da. profesionali. Da, care, da, Da, care deși sunt extraordinari în gândire și în, în ceea ce fac și muncesc, adică... Îi simți în pragul burnout -ului? Da, da, îi simt. Și supărați și obosiți și extenuați și ei vor, parcă vor să facă multe, dar... E prea mult e prea mult din toate în capul nostru, și pe net, și la muncă, și Și crezi că în primul rând e presiunea și simt asta aici. vizuală? Eu simt aici, pentru că simt când merg cu metrou, știi, simt în jurul meu parcă e ca o undă, așa de ceva, mă doare și pe mine în piept. Și cred că e și presiunea vizuală, da, pentru că se vorbește mult despre despre partea asta fizică, pe care eu nu prea o înțeleg. Cu... Eu nu știu diferența între haine, de exemplu, sau între o persoană care arată într-un fel sau în alt fel. Nu... Dar tu te îmbraci singură. Da, dar îmi învăț ținutele și bine, am consilieri, mama și mătușa, am o mătușă care e expert și bine, mai merg cu câte o prietenă, întreb întotdeauna ce textură, adică dacă îmi place textura unei haine, mai întreb cum este, mi s-ar potrivi la muncă sau pentru un eveniment sau întotdeauna cer sfaturi și apoi învăț ținutele. Uhum. și le... Bine, asta nu înseamnă că tot timpul sunt impecabilă. Asta a fost... Mi-am pregătit ținuta pentru acest podcast dinainte, să știi, uhum. că așa mai... Tocmai scăpând din, din considerație aspectul ăsta vizual, uneori nu-mi dau nici eu seama, pentru că nu mă mai gândesc, știi, oare asta arată bine sau se potrivesc, sau și când am o zi mai grăbită, risc uneori să merg cu cu pete mari pe mine sau cu, nu știu, cu haine nepotrivite, adică neasortate între ele, dar am aflat și m-am bucurat în ultimul timp, am aflat că li se mai întâmplă și persoanelor văzătoare inclusiv să-ți mai curgă machiajul să am aflat că se mai întâmplă și la case mai mari. Sau să te pătesc cu cafea. Cu cafea, da. Cu sos. deci, vai, deci când am auzit că Doamne, îmi pare rău, dar m-am bucurat atât de mult sau, sau mă mai bucur când scapă lumea câte ceva, că de obicei eu sunt aia care le scapă pe toate și dă cu to toate pe jos și îmi scapă din mână și când mai scapă altul sau se pătează, recunosc, îmi cer scuze, mă mai bucur. A, nu sunt eu aia pătată azi. Lasă că... Dar da, dar ce se mai întâmplă. Ce na? răspui, nu știu, ai avut prieteni apropiați care au venit la tine, nu știu, în pragul burnout sau în depresie, în pragul de depresiei, ce, ce, le spui sau ce crezi că e de făcut în astfel de situații, Petra? Deci nu sunt terapeut, nu sunt expert, Sigur. dar tot timpul am spus așa, mai dacă mai ești astăzi aici, acum, nu ești degeaba. Și să vedem ce și ce soluție se poate găsi, ca așa de vorbit. Ce ai putea să faci? Că și eu mă întreb, și de multe ori nu găsesc nici eu răspunsul ce aș putea să fac să fie mai bine, să am să fie mai bine fie la muncă, fie viața personală și de multe ori nu găsesc răspunsul, dar aștept. Și, și după vine? un timp vine. Vine după un timp, da. Sub formă? Sub forma unui gând sau a unei idei sau a unei persoane cu care mă întâlnesc mm. sau a unui lucru care se întâmplă. Vine, vine. Dar uneori e o lecție de răbdare și nici nu mă consider guru înțelept, maestru răbdării, că nici eu nu am am răbdare deloc și zic și da, știi ce am, am aflat cu cât mă înverșunez mai mult cu atât nu, nu se mai nu mai iese nimic, se strică tot, nu. E și adevărat. asta le spun prietenilor. Stai că să vedem, mai, mai stai un pic. Și de ce ți-am ți-am ți spus asta pentru că eu mm. cred că E foarte greu să ieși din întunecimea aia. Din da, sigur că da. asta depresie dacă n-ai pe cineva în tine, dacă nu ai, nu neapărat prieteni care să te tragă de mână, dar prin relații ne mm -hmm. și, spunea o, o invitată de ale mele, prin relații ne îmbolnăvim, prin relații ne și vindecăm. Sigur că da, da. Prieteni, familie, eu sunt binecuvântată să am, o am pe mama, am mătușile, am, o am pe bunica mea, le am pe viitorul soț, am câteva prietene puține, dar bune, cu care chiar pot să vorbesc și să mă destăinui. Nu am foarte, adică am multe cunoștințe, prieteni puțini, că nu, nu vorbesc lucruri personale cu toată lumea, dar vorbesc cu prietenii puțin și la rândul meu îi ascult atunci când. Și mă onorează faptul că uneori mi se nuie și ei, adică nu doar eu. Sunt, adică, apropo, aveam un complex că dacă eu sunt cu dizabilități, oare cineva o să. o să vrea vreodată să-mi spună ceva personal dar nu să-mi ceară sfaturi din astea despre dizabilitate. Personal, așa, m-am certat cu prietenul sau cu prietena sau cu soțul sau... Și s-a întâmplat ce asta m-a onorat cel mai mult când oamenii îmi mai spuneau lucruri din astea, din familie, din viață sau o temere a lor sau o dorință sau ceva ce nu s-a împlinit. Asta mă onorează pentru că mă, mă rând, face te să simt că... Cu da, și mă face să simt că dincolo de... Aici simt că mă vede o persoană și dincolo de dizabilitate, că nu vorbim doar despre rampe și bastoane <laughs> și programe de mesagerie, sinteză vocală și mesaje vocale care se, se pot asculta la viteză mai mare. Dar vorbim și de lucruri personale din viața noastră și aici chiar am simțit că se mai vede și dincolo de dizabilitate. Sunt și eu acolo o persoană cu care poți vorbi. Cum va fi ziua în care vei fi mireasă, Petra? Sper să fie bună. Încă sunt în... Încă sunt în... În... Cum se zice? În procesul de a planifica și... Asta a, spune a, a fost, totul, nu? A, a fost un oftat așa de, de, de prințesă Prințesă de... Nu, mă fac ca pe un proiect, să vezi, cu spreadsheet cu de toate Încă nu știu, tu sper să fie bine Păi da, am și printr-o agenție, dar în principiu mă ocup și fac nunta în Grecia În Grecia? Da, cu puțini oameni, cu o, o agenție noastră care face pe plajă Că noi nu suntem chiar atât de tradiționaliști. Hai să ne întoarcem la, la simțuri puțin. Da. Uh, Andreea Boceli cred că a zis că faptul că sunt nevăzător nu, nu e ceea ce îmi definește viața. Exact. Și a spus că oamenii uh, îl întreabă de foarte multe ori dacă e o relație între lipsa lui de, de, de vedere și felul în care cântă. Și a zis că nu e absolut nicio legătură. Nu. Că nu să îi simte mai mult sau are o voce angelică mm. pentru că nu vede. Ție, mm. Tu crezi în, în, în teoria asta că oamenii care sunt privați de un simț sunt binecuvântați cu niște alte simțuri augmentate? Eu aud mult mai bine, miros mult mai bine, eu într-adevăr am simțuri augmentate. Despre talent nu știu ce să spun, cred că toți avem talente nenumărate. Andreea Bocelli, sigur că și pentru mine este un erou, Eu am urmărit și discursurile, și întotdeauna mi-a plăcut cu câtă demnitate a vorbit el despre el ca artist, pe lângă dizabilitate și problemele cu care s-a confruntat și el, dar nu știu dacă e o relație între. Sigur că este științific dovedit că anumite simțuri mai preiau. Din, din, funcții. din funcții, da, asta e și chiar științific, dar adesea suntem asociați noi nevăzătorii de exemplu cu muzica și mulți dintre noi chiar sunt foarte, cunosc persoane nevăzătoare cu niște voci și un talent muzical extraordinar, dar cunosc și persoane nevăzătoare care nu au nicio treabă cu muzica și nu pot să cânte deloc, adică... Știi că mi, -mi se pare da. că în continuare recordul de Artist solo cu cele mai multe premii Grammy din istorie îl deține Stevie Wonder. Da. Niciun alt artist mm. solist nu a câștigat mai multe premii Grammy decât Stevie Wonder. Da, dar asta pentru că el este un, un artist excepțional, nu, nu neapărat pentru că poate că e auzul repuzator. lui Fin da, știți, știu, știu. poate că auzul lui fin uh, l-a ajutat să să cânte mai bine, să compună mai bine, să... dar asta nu, nu este specific dizabilității, așa cum a zis și Bocelli Nu, nu trebuie neapărat să fii nevăzător ca să fii un, un cântăreț sau un muzician talentat. Dar în majoritatea cazurilor se întâmplă. Tu mai cânți? Uh, rar. Așa mai mult cu prietenii în Și ce frădunezi zilele, zilele astea? Ce frădunezi dacă poți să-mi Ce frădunezi mm. așa în metrou, În gând? A, a, în metro? Da, în metro n-am prea N-am prea mai fredonat Ia ce cântec mi-ar veni acum în minte? Mm. Doamne, fix acum A, hai că am un cântec I could say, please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say, please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know the game. You're the same man. I know the game, it has your name. I'm a fire sign, you're a water sign. Oh, you and I will never fly. I could say, please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please You'll be the same, 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 same Asta pe voce așa neîncălzită, nu... Nici nu m-am pregătit. Dinainte. Ce, ce ai cântat? Mm. Please and Change de la Imani nu știu, e asta venit așa acum. asta mi-a venit asta în cap nu? Uh -huh. Da, nu am pregătit nimic, nu știam că dacă era cu pregătit, îmi încălzeam vocea făceam o vocaliză înainte când nu am vocea încălzită nu nu cânt foarte bine așa, mai mult uh... Care e cel mai frumos loc în care ai cântat? Au ținut un concert chiar -am și cântat? La emisiunea Răi da Buni acolo mi-a plăcut întotdeauna cel mai mult să cânt da? Da. Serios, nu, fără niciun fel de, de glumă sau. chiar acolo m-am simțit întotdeauna bine, am cântat de câteva ori pe, pe scenă. și... A cântat la un moment dat cu cineva în duet sau nu mai am nu, eu. cine de minte? Cu artistă. Marea României, nu știu. Că nu am cântat cu Felicia Filip, dar nu l-a bun. Nu l-a dar, deci ai cântat acolo. și pe scene, pe, da. în concerte. am fost la o dată în viață, la emisiune. Petra, revenind la, revenind la mama ta, da cred că grija cea mai mare a noastră a părinților e cum creștem copiii să nici nu ne părăsească, dar pe de altă parte să se și descurce singuri, adică să fie independenți. Uh, oh, oh, da, oarecum. Deci da, noi noi le-am le le vrea pe toate, știi? Să mm -hmm. nu, să, să, ne, să ne și asculte copiii, dar să ne Da să, să facă fie și ei. da. Să fie și pe picioarele lor. Uh, adică e o cale de asta foarte, foarte uh, fină greu, greu de, de obținut. Ce greșel crezi că nu a făcut mama ta? Mama a avut încredere în mine asta a făcut foarte bine. Deci nu a încercat. Ea mi-a dat o direcție, dar nu m-a controlat în mod excesiv. M-a lăsat să și greșesc. M-a lăsat să și suport consecințele greșelilor. Și a avut foarte multă încredere. Și cred că asta. M-a făcut să am acum și acum cu ea adult fiind o relație în care pot să o întreb, pot să, pot să o rog, să-mi dea un sfat, pot să ascult de ceea ce îmi spune uh, sau uneori nu, <laughs> nu dar de obicei chiar, chiar o ascult pentru că îi respect foarte mult părerea. Și încrederea asta ei în mine m-a făcut ca eu să vin către ea și să-i spun ceea ce aș vrea să discutăm sau părerea pe care vreau să mi-o acorde sau și de asemenea să vreau să petrec timp cu ea, dar să am și viața mea de adult. Pentru că acum e foarte frumos când ne întâlnim, când ieșim undeva. Chiar săptămâna trecută am ieșit împreună la un restaurant. Am povestit, am vorbit, am petrecut așa o Cine seară frumoasă. Eu, bineînțeles. Mie îmi face plăcere așa să o, să o mai invit pe mama în oraș și eu îi spun, hai că gătesc! <laughs> <laughs> Asta înseamnă că gătesc eu, pentru că eu cu gătitul nu le am. Sau de, dar de obicei când mă duc acasă pe la mama în vizită, tot timpul mă răsfață cu câte ceva, fie face ceva bun, un orez cu lapte, o, o prăjitură, o, tot timpul găsesc eu ceva pe acolo. Deci ai rămas în continuare copilul mamei, <laughs> să nu? dar pe de altă parte și mama este da. copilul tău. Nu știu, dacă e copilul de, meu, de, da? da. Dar îmi place ca adult să și eu să o invit, să o răsfăț când se poate, să-i fac un cadou sau să-i fac o surpriză câteodată. O să zic că să sădiți încrederea în copii. Asta, asta da. a făcut mama ta da. de neprețuit. Da, da. Și e cel mai frumos lucru. Și uite acum că am mai auzit de, de persoane care sunt cam certate cu părinții sau nu prea mai vorbesc sau, sau când vorbesc e întotdeauna o chestie din asta conflictuală. Uh -huh. e, la mine și la mama nu e așa. Nu e perfect că și pe mine mama mă mai ceartă <laughs> câteodată sau mai spune ceva sau câteodată nu sunt eu de acord cu ceva ce spune, dar întotdeauna știm să ne, nu știu, să, să remediem dacă avem, dar noi nu avem un motiv din ăsta... Mare, pe care să ne certăm, eu nu am nici frați, sunt singură la, la mama și probabil și ăsta este un motiv pentru care nu avem, nu știu, vreun conflict sau vreo intrigă între noi. Dar, într-adevăr, nu, nu ne certăm pe lucruri mari sau certuri din astea în care să nu mai vorbim cu Ani sau am auzit. De familie, chiar îmi spunea o, o prietenă că s-a împăcat cu tatăl ei, o, o colegă care mi-a devenit și prietenă, și ea este cu câțiva ani mai mare decât mine și s-a împăcat cu tatăl ei după ani de zile de nevorbit. Hmm. Adică pierzi ani, nu știu, din viață cu familia, mai ales când, sigur că nu pot să judec, nu știu de ce, ce a fost acolo, care este rădăcina conflictului, dar. Mă bucur că am cu mama o astfel de relație în care să nu trebuiască să ne vedem după 10 ani și să ne împăcăm. Nu oh, Doamne! Dar e clar și a, asta am reținut și mi se pare că e o idee centrală mm -hmm. a încrederea, discursului da. tău de, de astăzi. Să diți încrederea de sine, stima de sine a copiilor voștri ca să crească nu, niște persoane independente, pentru că tu spui că de fapt asta e marea problemă a, a, a generației, că vezi din ce în ce mai mulți oameni, nu cu dizabilități, care le e greu să fie independenți. Da, da. Că nu, independența nu constă doar în dizabilitate. Constă și în alegeri, nu? Și am observat și, nu din nou, nu sunt expert, zic așa, în conversație am observat fenomenul tinerilor nit, cei care nu își găsesc drumul. Și aceea sunt niște suflete încercate, de e o provocare ce foarte înseamnă mare găsesc drumul. Adică nu știu ce vor să facă cu viața lor, nu pot să înceapă să muncească e undeva. Un nu. Da, e un fenomen tinerinit. Cei care sunt în continuare stau cu părinții, poate până la o vârstă mai uh -huh. mai înaintată de spre 30 și mai fac câte o facultate, mai fac cursuri, dar nu au așa un o orientare de niciun fel. Și crezi că inabilitatea asta a lor de a crea relații, de a, de a începe mm. să muncească, de, de a se integra în societate nu vine oare din creșterea părinților? Tot ce se poate. Cred că și dacă e vorba de foarte mult control. Și, și de control, dar și de partea asta că, uite, mama, de exemplu, ca să zic așa, nu mi-a dat tot ce-am vrut, când am vrut, cum am vrut. Uh, am auzit uh, sintagma, ai dau copilului ce n-am avut eu. Și poate, uh -huh. nu știu, nu știu cât e de bună, adică e foarte bună să, să aibă copilul condiții mult mai bune, fiindcă lumea a evoluat. Dar oare, nu știu, poate nu-i bine să aibă de tot, tot ce vrea, când vrea și cum vrea poate trebuie să facă și el ceva pentru asta. Și pe mine mama așa m-a educat. Nu mi-a mi pus întotdeauna, nici n-a făcut loc, lucruri în locul meu sau, hai că tu nu vezi, fac eu asta în loc. Nu. Învață să folosești cuțitul și furculița. E greu, dar înveți. Nici acum nu le folosesc perfect. Uh, am, în continuare, am emoții când ies la câte un restaurant. Vai, e una din, e altă temere de-a mea. Ieșitul la restaurant, pentru mine, fac această mică așa confesiune în fața oamenilor, mi-e puțin frică pentru că e o conduită acolo vizuală. Și, deși am învățat o parte din deprinderile de mâncat civilizat, pe principiu e greu de a înveți. Nu o să-ți eu tot timpul mâncarea sau să-ți porționezi sau să-ți feliezi. Trebuie să înveți să găsești în farfurie. Trebuie să înveți să mănânci cât mai civilizat. Trebuie să înveți să te prezinți. Nu? Ce, ce comanzi la restaurant când mergi? Eu nici nu mănânc cu gluten, că am o alergie. Mm -hmm. Și atunci e mai complicat și cu comandatul. Și trebuie să comand ceva, probabil carne cu legume, ceva ce știu sigur, orez. Ce știu sigur că nu are gluten, și atunci dacă am o bucată de carne, trebuie tăiată, nu? <laughs> și. Da, și cartofii. Nu poți să iei tot timpul cu mâna cartofiorii prăjiți. Uneori poți, dar depinde unde ești. Ce restaurant? E... Că dacă da? ești la un fast food. Da. La fast food mâna. e bine, dar când mai ies la câte un restaurant, îți zic sincer că de foarte multe ori chiar sunt. Mai ales dacă sunt și chiar și, și mai anxioasă, sunt în grupul de prieteni decât într-un grup de lucru sau. Pentru că contează foarte mult pentru mine părerea lor. Sunt oameni care contează mult. Dacă sunt cu oameni cu care poate nu o să mă mai întâlnesc prea curând, o să uite și ei. O să zic că e fata aia care mânca mai. cumva, hm. da? Trec câteva zile să iau ei cu altele, nu mai ține minte asta, doar dacă nu e ceva spectaculos, dar. Dar cu prietenii contează mult. Am văzut că te-ai te întâlnit acum recent cu Loredana da. la restaurant. Da. A fost o experiență și asta, da. Știi ce emoții am avut cu salata? Am mâncat o salată și am avut niște emoții. Și ai de stat mai... cu Loredana la aceeași masă? Da. Dar am avut niște emoții de n-am mai putut să mănânc după aia. <laughs> nu prea am putut să mănânc. <laughs> Dar nu a fost foarte frumos, Loredana, e un om deosebit și mi-a făcut o deosebită plăcere chiar asta, și nu a venit doar să mă salute și să facem o poză și să plece. A stat alături de noi și am mâncat împreună și am, am vorbit vreo trei ore, adică wow. Da. Dar voi v-ați dat întâlnire la restaurant sau v-ați? A fost o surpriză din partea Loredanei. Ea a organizat. M-a văzut da. pe TikTok și a vrut să mă cunoască. Da. Nici eu n-am știut, credeam că ies cu Gemenii Graur, cu frații cu care mai filmăm clipuri. Vreau să le mulțumesc tare mult pentru și că... Și eu le mulțumesc. Sunt frațiorii mei și iubesc. Eu nu sunt tocmai tipul care stă foarte mult pe TikTok și mi-a mi lipsit, adică am pierdut viralizarea asta a clipurilor tale și mulțumesc lui Beniamin, nu? Graur? Da. Unul dintre Gemenii care, care ai dezvoltat o relație profesională. Da. A, ați filmat niște lucruri pe, pe TikTok și la ei, la, la TV. Da. Și el mi-a dat contactul tău. Da. Benjamin și Iosif sunt doi frați gemeni care <f crashes> sunt acum parteneri, cumva facem lucruri de profesioniști împreună, vrem să facem educație, vrem să vorbim despre bullying, despre diversitate, incluziune și la modul practic o să, o să, mai apară proiecte, le vom promova, dar și la modul personal ei sunt, noi când ne-am întâlnit așa întâmplător, am avut o conexiune și pentru mine ei deja sunt frățiorii mei, hmm. chiar dacă sunt singură la părinți, eu îi simt pe ei atât de apropiați ca și cum am fi, din totdeauna ne-am fi cunoscuți și ca și cum am fi frați. Ai, ai frați gemeni. Da. Fain. Ia uite cum m-am făcut cu frățiori. Cât de des faci sport, Petra? Cât de des mergi la sport? De câteva ori pe săptămână. La sală? Da, fac sală. După ce ești de la minister? Da. De la minister, de la... De la muncă. De la muncă, da. da. Fac sală, am antrenor și e o plăcere. Eu nu fac sport din motive... Din astea, că trebuie să arăt estetice. cumva, că trebuie să eu fac sport, dar e, e bună și partea estetică să nu creadă nimeni că judec, eu încurajez pe toată lumea dacă își dorește să aibă o schimbare estetică. Felicitări și mult curaj și succes. Eu fac asta pentru că am nevoie de un control asupra posturii, asupra felului în care mă coordonez, și numai prin mișcare constantă. Pot să fac acest lucru ca să pot să și merg independent bine, pentru că masa musculară cedează în timp și uh -huh. la o persoană nevăzătoare, fiind o coordonare slabă cu pe sistemul neuromotor, pe partea asta neuromotorie, e nevoie de cât mai multă stimulare musculară. Plus că este și o plăcere uh -huh. pentru mine. Pe mine mă face fericită să fac mișcare, deci eu chiar o fac, nu o fac ca pe o o sarcină de serviciu, ca să spun așa, eu o fac ca pe o plăcere. Chiar eu activitate, o consider activitate de timp liber, care eu chiar merg fericit așa. Azi mă duc la sală și fac sport. Dar de deci ce crezi că societatea asta a devenit atât de mobilă de, de, de sedentară de fapt. Multe ore de muncă și multă muncă la birou. Că înainte se muncea pe câmp, uh -huh. <laughs> înainte se muncea mult mai mult fizic. Acum fiind digitalizarea aceasta, ea este bună pentru că ne-am conectat cu toată lumea. Uite, acum vorbim cu cineva din Statele Unite, din Australia <coughs> și din toate colțurile lumii, imediat, în două secunde, dar nu mai, nu mai muncim, și fizic. Nici nu este timp pentru așa ceva. Și înainte cam așa era, aia era sala, munca la animale, munca uh -huh. câmpului, așa cred eu că și la fabrici, unde era muncă industrializată, nu se mergea, uh, iar transportul, acum foarte multă lume folosește mașina personală. Înainte nu toată lumea avea și era mai, multă, mai mult de mers, mai mult de alergat și aia era sala. Acum este nevoie să ne mișcăm, că câți pierdem, da. pași faci pe zi, în medie? Uh, câteva 3-4 mii, doar de pași și... În afară întot... de sală? În deci afară aici? de sală, da. Ok. Da, și acum întrebați-vă câți pași ați făcut voi în ultimele șapte zile și care sunt scuzele voastre sau ale noastre? Bine, pașii fac de nevoie acum și bine, mie îmi place foarte mult și să mă plimb. Uh, chiar îmi place pur și simplu să merg, să mă plimb prin parc, prin, pe afară, pe străzi, pe, pe străduțele alea frumoase de care ziceam. Îmi place așa, ca, mai ales acum că vine și primăvara și sim simt mirosul de copaci înfloriți și ascult păsărelele și eu sunt... O, o, mică romantică, așa. Dar recunoști mirosurile? Da, și mirosurile anotimpurilor, vai cât îmi plac. Și ale copacilor îmi place mult caprifoiul mai are un pic. Mm. Teiu și caprifoiu mai au un pic până până încep să să emane. Acum e... Afro... acum sunt, sunt corcodu și magnoliile. Magnoliile da, le recunosc, da. Ai magnolii în cartier? Mm, am câteva, da, sunt. Sunt câteva. Și florile tale preferate? Ah, toate florile. Și le deosebești după, după miros? După miros, da, și după textură. Că unele flori, uh -huh. nu, de exemplu, florile de câmp care diferă între ele, nu au uh, miros specific uh -huh. toate. Da. Ce textură îți uh, place cel mai mult? A, pe, Poate fi. a petalelor de trandafir. Este atât exact. de delicate și de fine și de pure și de gingașe, sunt superbe. Și miros pe care îți care, care aduce aminte de copilărie? Mă Primul care îți vine în minte? Gogoși făcute de bunica mea la Hunedoara. Cred că mulți copii au asta cu gogoșile de la bunica. Uh -huh. Acum, de curând am descoperit că s-a manifestat un pic mai dur alergia mea la gluten, dar când eram mică mai mâncam, puteam să mai mănânc. Mai furai câte gogoși? <laughs> nu furam, că atunci nu, nu era atât de... S-a manifestat în ultimii ani mult mai mult, și nu, simptomele nu erau chiar. Uh -huh. erau, erau, dar nu erau atât de puternice încât să, să nu mai mănânc și eu niște gogoși, niște clătite. Dar acum adaptăm. Aia, eu sunt o. viciul meu sunt dulciurile, am spus, pe toate podcasturile și mănânc un pic mai mult zahăr decât ar trebui. Uite, să zic și din, din casă, din astea negative, că nu mai. Dar și consumi foarte multe calorii. Numai pași da. pe care îi faci. Da, dar că, mie mi se pare că un pas pe care tu îl faci. Da. Consumă mult consumă mai multe da, calorii pentru decât că un sunt pas. și concentrată, da, așa este. Mei. Sunt și foarte concentrată, consum, și uh, și pe faptul că stau acolo trebuie să fiu în prezent, cum se spune aici, exact. acum, că altfel vine un obstacol și nu. Păi, pot de să fapt, știi. așa ar trebui să trăim cu toții. Să fim conștienți de fiecare pas pe care. Îl facem. Aici și acum, da. Dar care e prima ta amintire, Petra? Că tu vorbeam despre, despre copilărie. N-am întreb. A, ah, prima mea amintire. Um, un cântec cu. Um, două cântece, zombi de la Cranberries. Că atunci când eram mică, îmi spunea mama că eram tot așa cu muzica cu... și mi-amintesc cum punea pe muzică și auzeam melodia Zombie. Mai, mai pot să o fredonez doar puțin? Mm -hmm. But you see, it's not me, it's not my family. In your head, in your head they are frightening in your head in your head zombie, 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 eh, yeah, yeah, yeah. Da, mi asta era, mi se pare fabulos. Asta era deci prima melodie pe care țin minte că am auzit-o. Și pentru că amintirile da. tale, de obicei amintirile fiecărui copil, uh, au era popular când te atunci, era uh -huh. foarte. Da, da, da. Era hit, știi, și era de multe ori, probabil la, la televizor, da, da, da. Și m-am lăsat tot timpul pe muzică. Eu eram cu. Da, că îmi lăsai pe uh -huh. muzică. Deci primele tale amintiri da. sunt sonore. Sunt sonore și muzică, da. Atunci, nici nu mă mire de ce te-ai apucat de, de cântat. Și ai vocea asta. <laughs> mulțumesc în, și în cânt. <laughs> mulțumesc, mulțumesc. <laughs> Sper să mai. Să mai. Uh, Ce cărți uh, citești? Sau cum cum ai reușit să înveți șase limbi? Că că nu pe toate le-ai studiat în școală? Tot prin muzică, și prin sunet, și prin imitație, și făcând asocieri între limbile străine. Așa am legat mai ales limbile de origine latină și uh, cărți audio-ascult pe aplicația Audible și sunt foarte multe din toate, eu ascult din toate domeniile, nu am un singur uh, domeniu, nu ascult doar, uh, eu zic că citesc și a, și m-au corectat persoane văzătoare, nu că tu nu citești că tu asculti. Eu tâmpenie. Bine. bine, ok, ascult, cum vreți voi, da? Eu tot zic că am adică citit și o carte. mai zice că <laughs> cartea audio nu e carte. Am, am citit o carte, și, adică cum ai citit, ai ascultat? Da, am, am ok, am ascultat, bine, dacă vrei tu. Um, și, bine, asta da. e, e, e la fel o da. o enormitate ca și cum am văzut un podcast. Dar podcastul e doar audio, nu se poate vedea. Exact. Ok, bine. <laughs> și îmi plac din toate domeniile, nu doar de dezvoltare personală sau de psihologie sau da, de spiritualitate. Dăm niște niște exemple. Din, adică ce, ce literatură de ficțiune îți place? Îmi place foarte mult science fiction. Da, deci toate de la Asimov chiar, chiar am ascultat de curând niște, niște capodopere de ale lui Asimov eu mai iau și reascult uh, ceva ce am ascultat acum câțiva ani și re, retrăiesc experiența Stephen King îmi place foarte mult ca literatură din asta recreativă mm -hmm și din alte genuri cum ar fi psihologice, thriller psihologic. Uh -huh. Dar îmi plac foarte mult și cărțile astea de dezvoltare personală. Acum am ascultat o recenzie a unei cărți a lui Joseph Campbell care vorbește exact despre ceea ce am spus și noi astăzi aici drumul eroului și pentru că mi-a plăcut mult recenzia, am să caut și carte audio o să o ascult. Și când vei scrie o carte? Cât mai curând, să sperăm. Ce, ce vise să scrii? N-aș scrie o biografie, deși multă lume îmi spune că ar trebui să scriu o biografie, vreau să scriu ceva de ficțiune. Încă ce, nu știu, am câteva idei așa, dar um, am scris, în schimb, am primit un premiu în Spania, acum câțiva ani, am scris un eseu. El era o poveste științifico-fantastică, dar tema era, tema eseului era să trimit, transmitem un mesaj legat de discursul instigator de ură în, în spațiile uh -huh. internetului. Ce hate speech. Și Da, hate speech, exact. Și eu am scris o poveste despre un Creatură extraterestră fantastică din viitor, care avea emoții. Toate emoțiile acestei, acestui uh, extraterestru, să-i spunem așa, erau cuprinse într-o cutiuță. Care, da. Da, care, care avea o capacitate de stocare și um, aceste ființe se distrugeau pe cât cei din trecut, adică că, mesajul vine și din viitor și pe cât cei din trecut hrăneau serverele cu um, mesaje de ură, mesaje instigator la ură, pe atât speciile din viitor se deteriorau și nu puteau să împărtășească marea cunoaștere la care aveau acces atunci și nu puteau să facă planeta, de fapt, mai bună primind din viitor aceste mesaje care le, le distrugeau mașinăriile alea în care ei aveau ca un fel de cloud. Doamne! Asta ai scris tu. Da. Ai o imaginație foarte, foarte bogată și ar trebui să scrii. Serena, Să science fiction în, în România. Eh, nu știu dacă chiar science fiction. Atunci am scris așa pentru că îmi plăcea, îmi plăcea foarte mult tema concursului și am fost 15 selectați ca fiind câștigători din mai multe părți ale lumii. Și am mers la Barcelona și ne-am prezentat eseurile, dar tema îmi plăcea pentru că dădea, dădea o voce... Și celor mai din categorii dezavantajate sau din părți ale lumii, din zone de conflict, a fost concursul s-a numit A Sea of Words. Vezi ce frumos, o mare de cuvinte. Uh -huh. Toată marea, țările uh, participante erau din zona Mării Mediterane, Mediteranene, și uh, tema a fost că toată marea asta poate să, poate să oprească conflictele prin cuvinte și atunci și tema acelui an a fost discursul de ură online. Și când e ceva care mă inspiră cum ar fi acea acea temă, de exemplu, vin ideile fără să mă gândesc ce voi scrie acum. Dar dacă îmi spune cineva acum, adute și scrie ceva, nu... Nu iese. Nu. Da. Niciodată. Uh, eu cred că trebuie să, să scrii. Sigur. Petra. E uh, o plăcere, mie chiar îmi place foarte ști, mult că să că Se scriu. spune și că și Homer era nevăzător. A scris da, așa, și, da. și Odiseea. Nu există dovezi care dar așa, așa circulă se legenda. este un zvon, da. Sau Monet, de exemplu, a pictat după ce a orbit da. uh, niște nuferi superbi care sunt la Muze Muzeul Orangeriei în, mm -hmm. în Paris. Îți mulțumesc mult de tot. Eu îți mulțumesc. Nu știu cum îți faci timp pentru toate lucrurile astea. Ai un job pe care nu-l nu fușere. Știu, știu cât de mult muncești acolo la Autoritatea Națională pentru Persoanele uh, cu Dizabilități, la Ministerul Muncii. Uh, îți întemezi o familie, ai relații sociale, ai prieteni, uh, ai o, un ONG de care te ocupi și cu care faci realmente proiecte, mergi la sală Scrii, citești, Când, cum îți faci timp pentru toate, pentru că mi se pare că marea problemă noastră, în afară de relații, este că nu mai avem timp pentru nimic. E complicat, pentru că sunt și drumurile, sunt și lucrurile de zi cu zi care trebuie făcute. Este foarte greu să gestionezi timpul. Nu pot să spun că să vin aici și să spun, da, de ce eu îmi fac, uitați cât te fac și îmi fac timp, voi de ce nu vă faceți? Dar eu sunt și mai organizată așa și am început să-mi țin un mini agenduță, să-mi pun obiective pentru că uh, nu îmi place în mod deosebit să fac lucrul ăsta sincer, mi-aș dori ca viața să fie mai, mai, mai ușoară de atât, să nu fie atât de departe toate locurile în care trebuie să ajung, de exemplu Chiar și dacă merg cu mașina, sunt minute în șir nu, care trebuie doar să stau și să aștept să ajung în alt mm -hmm. punct. Și pentru mine contează foarte mult, da, chiar contează și timpul liber și personal să pot să stau să ascult dintr-o dintr carte audio în, în liniște, să mă relaxez puțin, să nu fac nimic, da, contează foarte mult și momentele în care stau să nu fac nimic pentru că mm -hmm. Altfel mă simt epuizată și nu pot să, nici nu pot să dau randament sau să fac ceva bun. Și în agenduța aia în care tu îți notezi da. uh, orarul, programul, ce prioritizezi, ce pui prima oară în agendă? Okay. Nu o fac așa, Dar eu cum? o fac pe zile. A, ce, a, ce ar fi de făcut în următoarele două 3 zile, deci fac pe timp apropiat. Și pun strict pun strict partea tehnică, adică la muncă ce este determinat uh -huh. mai repede. Deci, doar pentru că mi se pare că lucrurile care pentru mine sunt priorități, adică să am relații bune în jur, să, să am grijă să nu mă accidentez, să nu să fie totul în regulă și să să fac ce mi-am propus și din punct de vedere sufletesc, stau aici. Dar pe agenduță stau alea tehnice care pentru că mă gândesc prea mult la ce e în interior, uit concretul și câteodată nici așa nu-i bine că sunt prea abstractă și uit de ce am de făcut. Ce persoane sau cum ar putea persoanele cu dizabilități să apeleze la asociația ta și în, în, în ce probleme? Acum în păi, perioada asta, dacă ai proiecte Acum pentru... în perioada aceasta dezvoltăm proiectul cu niște parteneri foarte frumoși și o să spunem mai multe când o să-l mai lansăm uh, anti-bullying în școli prin artă. Uh, putem vorbi cu profesori și cu mama am în plan să dezvoltăm și un proiect pentru părinți în care să vorbim cu părinții copiilor cu dizabilități și vrem să facem și câteva evenimente de bibliotecă vie pe care le vom face alături de niște angajatori semnătura ai cartei diversității și pe internet dacă încă nu am făcut prezență online și pentru asociație pentru că o să ne ocupăm și de asta cu mai mult ajutor, dar pe mine sau pe mama sigur ne găsește cineva cum se și numește ne poate. Asociația, dacă întreba se... asociația Starlight Petra. Starlight pe Petra. Da, Starlight era numele meu de scriitor în liceu când aveam blog și scriam tot așa povestioare și era Starlight și de atunci am păstrat așa mi-a plăcut cum sună Câți copii îți dorești? Nu știu asta încă nu m-am gândit încă mai copilăresc eu este mm -hmm. și așa trebuie să mă mai maturizez un pic emoțional nu? încă nu sunt destul de pregătită Dar dacă îi faci o cutiuță cu emoțiile pe care ar trebui să și le cunoască toată lumea. Adică mm. un fel de alfabet al, al emoției. Care este cel mai important emoții pe care să le, să le cunoști? Frica. E foarte important să cunoști frica, să știi de ce te temi. Mm -hmm. um, neîncrederea, încep cu cele mai puțin exact. pozitive, ca să, mm -hmm. da? Neîncrederea, în ce nu ai încredere, în tine sau în lucrurile din jur. Uh, curajul, iubirea, iubirea în orice fel și credința, de orice fel. Indi nu, nu mă refer la o credință anume, poate fi credința în sine, în Dumnezeu, orice ar însemna pentru fiecare Dumnezeu, pentru că acest lucru este personal și e foarte important. Și cu această credință, care înseamnă tot, se învinge și frica și neîncrederea în timp. Și cu un pic de răbdare. Răbdarea ca, ca zahăr pudră, așa că nu avem destulă și, și cum se pune zahăr pudră și câteodată nu e suficient pe toată da. prăjitura. Și răbdarea, na, nu, nu e suficientă. A fost cutiuța anii. emoțiilor cu Petra. Emoțiilor esențiale, ca să zic așa. Că altfel așa. e bine să le cunoaștem și să le experimentăm pe toate și să nu fugim dacă se poate din niciuna și să nu le închidem în noi. Dar Crezi că Dumnezeu bate sau Dumnezeu te ajută sau. Nu, Dumnezeu te învață, niciodată nu te bate. Te învață, poate îți mai dă și câte o lecție, dar pentru care încredere în tine. Dacă eu așa cred, dacă Dumnezeu îmi dă o provocare sau o lecție, înseamnă că eu are încredere în mine și că sunt specială și că știe el mai bine de ce. Și ai o misiune, cu siguranță. Da. Petra, îți mulțumesc mult de tot. Eu îți mulțumesc. Aici ai uh, o chestie la care s-a lucrat uh, foarte mult, un vin roșu sec, o rară neagră venită din Republica Moldova, din dealurile purcarilor. Mulțumesc. Acolo există și Purcar și acolo există Academia Purcare, adică cele mai rare vinuri de pe teroarul din Republica Moldova de la Purcari sunt în colecția asta Academia Purcari îți mulțumesc Eu mult mulțumesc. Petra și pe final poți să le transmiști celor care te-au văzut te aud, te simt ce vrei tu vă mulțumesc dacă ați urmărit până acum vă mulțumesc din suflet și sper ca mesajul acesta să vă încarce cutiuța emoțiilor cu cele mai frumoase cântece. Mulțumesc! Petra, îți mulțumesc mult de tot. A fost uh, Petra Pintelei. Știți Aha. unde o găsiți? Dați mai departe episodul ăsta, povestiți despre Petra și povestiți despre ceea ce am povestit în acest episod cu Petra, o persoană care, pentru care a vedea e o dorință, dar pentru care a fi văzută e o nevoie. O nevoie pe care o are fiecare om de pe pământul ăsta. E mai important să fii văzut decât să vezi.